am să vă spun așa cum... Bine, domnul Daniel Mazilu a fost cel care ne-a propus împreună la Claudiu. Dar eu am avut o experiență în privința asta, apropo de lipsa de discernământul duhovnicesc. Și să vă povestesc așa în introducere. După aceea avem bucuria de fiecare dată. Domnul Daniel Mazilu ne-a vorbit de la Tecuci, pe Skype. Așa a fost alături de noi și am început seriile la inițiativa acestui grup, Zestrea Românilor, cu Claudiu, cu Florin, cu Daniel Mazilu. Îmi amintesc că prima a fost cu Pedagogia cum le-a prins. Și iată că ne-a ajutat Dumnezeu, am continuat aceste întâlniri, este minunat că ne întâlnim. Și mai ales cred eu că la începutul postului mare e foarte important să avem discernământul muncesc și să înțelegem ce ni se întâmplă. Însă înainte de a începe, facem o rugăciune și facem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești, toate împlinești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te strășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinășimea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și când era și în vecii vecilor. Acum, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe respectivul noastră, știți din cine a citat? Și respectivul a spus, da, cu tare. Și știți din ce curent face parte? Nu știu, e filozof. Nu e filozof, zice, nu e chiar așa simplu. Este transumanist. Asta știți ce înseamnă transumanismul și după aceea doamna Părăgaș mi-a ținut o lecție despre transumanism. Sincer, habar n-aveam. Asta se întâmplă în 2 ani. Nu prea aveam habar ce este transumanismul. Adică foarte vag, așa, nu suntem noi superficiali. Și după aceea mi-am dat seama că, într-adevăr, e un fenomen al zilelor noastre. Și mă bucur că Daniel, pe care îl salut, mă bucur că sunteți și în mijlocul nostru, fizic, și pe scat era, dar fizic e și mai minunat. Domnul Daniel a avut această inspirație să ne propună Marea Iluzie a Transumanismului. Eu am adăugat discernământul duhovnicesc și am așezat aici icoana dreptului judecător, pentru că la judecata universală, într-adevăr, discernământul va fi acela care va conta. Și ne bucurăm alături de Daniel Mazilu, alături de domnul Adrian Iacobuș, care este psiholog social, așa cum scrie acolo, dar un psihoterapeut, să zic așa, nu? De comunități și grupuri, mai degrabă. De comunități și grupuri, așa.
Și părintele Anatol Negruță, de la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris, care l-a văzut pe Skype, sau prin telefon, așa, ieșind de la slujbă, deci sperăm să fie o întâlnire care să ne conducă spre discernământul duhovnicesc, pentru că trebuie să înțelegem ce ni se întâmplă. E foarte important și mulțumim mult că ați propus asemenea temă. Da. Deci, vă dau cuvântul eu, 10 minute cu Dumnezeu și asta și după aceea... Bună seara tuturor! Dacă cineva avea vreun dubiu că orașul Tecuci există, am dovedit-o de zeci de ori prin Skype și prin internet. De la fața locului v-am transmis ceea ce am avut să vă spun și mă bucur acum să vă văd, pentru că erați frumoși și interesanți și din imaginea aceea pe care o vedeam pe ecran, dar mai frumoasă este întâlnirea față către față și mai utilă. Evident că, fără discernământ, nimeni nu este în stare să vorbească despre iluzii. Discernământul este singurul mijloc prin care putem distinge între adevărat și fals, între bine și rău. Iluzia este cea care mimează. Iluzia este cea care ascunde. Și fără discernământ, niciodată iluzia nu este la egal. De aceea, titlul, așa cum a spus Părintele, este o completare foarte bună. Ne-am completat fără să stăm prea mult la discuții, așa, prin câteva gânduri. Și, practic, în seara aceasta, o să fiu alături de dumneavoastră cu mai mulți prieteni. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Va fi prin telefon Părintele Anatol Negruță, care este colegul autorului pe care vreau să vi-l propun în seara aceasta. Este vorba de Bertrand Bergeri. Este un filozof și un teolog ortodox francez, unul dintre cei mai buni scriitori pe tema transumanismului. Și pentru că n-am avut încă posibilitatea să mă întâlnesc cu autorul față către față, neajungând în aceste vremuri la Paris, l-am rugat pe Părintele Anatol să intervină și să ne spună câteva cuvinte despre el, cum este ca profesor, cum este perceput acolo în Institutul de Teologie Ortodoxă Sfântul Serghie. Înainte de a vă vorbi, Părintele Anatol, am întrebat un student de-a lui, de la Iași, cum este acest Bertrand Bergeri. Și mai sunt două cuvinte, sper să nu vă mire, mi-a zis că este un nebun foarte deștept. Și am zis, da, nebun în sensul creștinesc și deștept în sensul filozofic. Așa este. Când ne-am citit parte dintre cărți, am descoperit că este un om foarte, foarte deștept și, într-adevăr, în perspectivă creștină, este un adevărat nebun al Franței. Astăzi sunt vreo 70-100 de filozofi în Franța. Filozofii creștini sunt maximum 5, iar între filozofii creștini, el este unul dintre cei mai strălucitori, pentru că este un filozof ortodox, pentru că a venit din înțelepciunea Antichității și a descoperit înțelepciunea duhovnicească creștină prin viața de la Sfântul Serghie. Am adus la mine câteva dintre cărțile sale, este un autor prolific și vreau să vă spun de la început că Părintele a spus că transumanismul a fost pentru Sfinția sa o noutate, că a auzit acum 2 ani despre transumanism. Vorbeam cu prietenul meu, Adrian, la intrare, că suntem în transumanism până la, dacă vreți, până la gât sau până la urechi. De foarte multă vreme. Și nici măcar nu conștientizăm. Sau dacă începem să conștientizăm, spunem că sunt chestiuni exotice, sau că sunt lucruri care astăzi sunt și mâine dispar, dar surpriză nu dispar, ele sunt din ce în ce mai accentuate și devin din ce în ce mai stabile în societatea noastră. Transumanismul, și nu vreau să fac un joc de cuvinte, pentru că astăzi suntem în Duminica Izgonirii din Rai, este edenic și endemic. Se ia ca o boală. Se răspândește ca o gripă
ca o pandemie, pentru că oamenii vor să fie din ce în ce mai mult, hai să zicem așa, îmbunătățiți. Să fie omul cât mai perfect. Perfecțiunea anticipată. Dar ce să faci când omul este plin de bube, când este plin de neputințe? Cum să-l faci perfect? Aceasta este marea provocare de marketing a transumanismului. Cum să faci din om ceva, hai să zicem, perfectibil? Bertrand Bergerie a scris mai multe cărți și în anul 2011 el face o sinteză a operei sale și spune așa: am scris cărți în trei direcții. Popularizarea filozofiei și a istoriei filozofiei și a fost un foarte bun interpret al marilor filozofi. Kant, Aristotel, Hegel și așa mai departe, fiind un foarte, foarte bun specialist în filozofie. Apoi, reflexia asupra evenimentelor limite ale morții, suferinței și răului. Am aici trei cărți, una se numește Suferința, este lucrarea lui pe care a scris-o în momentul în care a participat la niște discuții interdisciplinare cu medicii din Franța. Și medicii aveau nevoie de o perspectivă ortodoxă, creștină asupra suferinței. Pentru că deja vorbeau foarte mult de eutanasie, de soluții rapide, de tot felul de, eu știu, artificii de genul acesta, și atunci el vine și spune, nu e așa. Suferința înseamnă altceva. Și vine și scrie cartea aceasta, Suferința. Apoi scrie o altă carte extraordinară, care se numește Tăcerea lui Dumnezeu. De ce a fost cu putință Birkenau, Auschwitz? De ce au fost cu putință asta? De ce a tăcut Dumnezeu, în ghilimele? De ce tace acum, când vede ce se întâmplă în Siria? De ce tace Dumnezeu când vede ce se întâmplă în Europa? Și așa mai departe. Aici explică că nu este nicio tăcere. Dumnezeu și când tace, vorbește. Și vorbește în tainicul sufletului nostru. Așa cum astăzi se spunea la Sfânta Evanghelie, că atunci când omul vrea să postească, în sufletul lui, acolo, se întâlnește cu Dumnezeu, de unde rezultă că postul este o teofanie, o antropofanie, pentru că și omul îi se arată lui Dumnezeu, și o întâlnire a acestor două arătări. O altă lucrare frumoasă este aceasta, întoarcerea la minunare, s-ar putea traduce. El spune că am pierdut facultatea de a ne minuna, de a ne bucura de lucrurile din jurul nostru. Este o teză extraordinară. Niciuna dintre aceste cărți nu se găsește în limba română. El este un autor completamente netradus. Din acest motiv, în seara aceasta, vorbim la București, în poate între primele dăți despre Bertrand Bergerie, vrem să-l facem cunoscut din mai multe motive. A fost o singură dată în România la Mitropolia Moldovei la Iași, invitat acolo, a ținut o conferință, dar este încă un autor tânăr, are 66 de ani și are tot timpul să ajungă și în limba română. Cu privire la moarte, a scris această carte foarte frumoasă, Convorbiri dinaintea morții, sunt la căpătuii morții, dacă vreți, la marginea morții sau înaintea morții, sunt convorbirile pe care le-a avut cu mama lui. Mama lui, care era pe moarte, Colette, și care era o femeie foarte credincioasă, spune el, mama mea m-a făcut creștin și de la ea am văzut ce înseamnă creștinismul. Iar de la Olivier Clément a văzut ce înseamnă ortodoxia. Și el este practic un ucenic al lui acest Olivier Clément, care a fost ateu până la 30 de ani și care apoi s-a convertit direct la ortodoxie. Și această carte face parte din categoria a doua cărților sale. În fine, spune, am scris cărți despre fericire și despre credință. Sunt celelalte cărți, nu le-am la mine, despre fericire. Aceasta este despre fericire și despre credință. Dar în ultima vreme, din 2011 încoace, de aproape 8 ani, se preocupă de ceea ce înseamnă transumanism. Deci, practic, el
În curând v-am primit 10 ani de meditații și studii cu privire la transumanism. Cartea pe care vă prezint în seara aceasta este proaspătă, e caldă. A apărut de câteva luni la Paris. Am primit-o și eu prin jertfa unui prieten care a fost acolo și care mi-a dăruit-o. Se numește Transumanismul, Marea Iluzie. Este o trilogie care conține în ea trei cărți. Prima se numește Ispita omului Dumnezeu. A doua se numește Tratat de rezistență pentru lumea care va veni. Și a treia se numește Distrugerea realului. Deci această trilogie este, dacă vreți, până acum sinteza gândirii sale cu privire la transumanism și este o gândire, încă o dată spun, ortodoxă. Este prima și singura perspectivă ortodoxă cu privire la transumanism pe care o avem aici în România și despre care vorbim în seara aceasta. În partea a doua, o să vă spun câte ceva despre această carte și o să deschid câteva perspective pentru că, practic, am dorit să fie un dialog. Vă spun că toți suntem experimentați în transumanism. În seara asta vom vorbi cu toții din propriile experiențe, chiar dacă nevoluite sau neconștientizate. Așa cum o mare secată scoate la iveală tot felul de peisaje și de vietăți nebănuite. Și ați văzut când vine o tornadă, uneori mută cantități impresionante de apă dintr-un loc în altul, chiar mari cantități. Tot așa și secularizarea, care era și este înțeleasă de Max Weber ca o diminuare globală a caracterului religios al societății, scoate și ea, secularizarea, la iveală, tot felul de surogate și de isme. Ortega y Gasset spunea că ismele sunt funii de mătase cu care se spânzără generațiile și popoarele întregi. Ei bine, transumanismul este o spânzurătoare globală. O spânzurătoare globală care, dacă ar fi să ducem metaforele Ortega mai departe, i-a prins sau ne-a prins în mrejele sale și ne face deja să ne gândim că putem avea totul, o să intru în detalii, fără Dumnezeu. Putem avea totul fără Dumnezeu. Adică putem scăpa de moarte. Sunt tot felul de inginerii. Acum hai să prelungim viața. Se spune că prin 2035, spune Bertrand Bergerie, s-ar putea cineva să iasă la televizor și să spună am învins moartea, stați liniștiți, următorii vor trăi, cei care au ajuns acum vor trăi 250 de ani, 300, avem tot felul de softuri la îndemână. Apoi boala. Cum să scăpăm de boli? Iată, avem soluții. Pentru tot felul de, hai să zicem, probleme. Te spune Mântuitorul, te smintește ochiul tău, scoate-l, ca să nu te duci cu el unde nu trebuie. Vine transumanism și spune, te deranjează ochiul tău, nu mai vezi bine, scoate-l și îți spunem noi unul bionic, cu care vei vedea și ceea ce nu se vede. Vei vedea și noaptea, vei vedea și ziua, vei vedea și prin pereți, vei vedea absolut totul, dar cu care nu vei mai vedea nimic în tine însuți. Cu care nu vei mai coborâ niciunde. Vei vedea orizontal, dar nu vei pătrunde nimic. Asta e darul tehnologiei. Te duce, te face să te extinzi și nu te lasă să pătrunzi niciunde. Omul care a creat tehnologia, că despre tehnologie este vorba în transumanism, a ajuns acum să ceară de la tehnologie să-l facă super-om. Eu te-am făcut, zice unul, acum e rândul tău să mă faci mai bun. Eu constat că sunt din ce în ce mai rău, șubrezit, am tot felul de probleme, la serviciu nu merg lucrurile bine, uite câte sunt. Fă-mi ceva ca să stau mai bine pe poziție. Și atunci tehnologia este chemată să găsească acest focus, ca să spun așa, și să-l scape pe om de toate lipsurile sale, inclusiv
de moarte în ultima instanță, transformându-l, zice Bertrand Bergerie, în omul Dumnezeu. Spune, așa apare omul Dumnezeu. Omul Dumnezeu nu este omul care caută să se îndumnezeiască cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Nu, omul Dumnezeu este cel care vrea să se facă Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. Și cum? Ce aliat mai puternic decât tehnologia super avansată din zilele noastre care să-L facă Dumnezeu? Transumanismul, spune Bertrand Bergerie în anul 2016, se erigează într-un răspuns la criza umanismelor. Deci noi suntem, cum să vă spun, suntem la capătul unei crize de sute de ani. Umanismul care a venit și a promis că îl va face pe om, că îl va scoate din evul mediu întunecat și că îl va face stăpânitorul lumii și al universului, a intrat de nenumărate ori în criză. Și spune Bertrand Bergerie, iată câte feluri de umanisme au fost, toate au ajuns în criză. Dacă Dumnezeu s-a făcut om și omul s-a făcut Dumnezeu, cu dâmbic, bineînțeles, de-a lungul istoriei, cel din urmă, Dumnezeu omul, s-a manifestat în patru feluri, prin cele patru umanisme pe care lumea occidentală le-a cunoscut și le mai cunoaște. Primul este umanismul eroilor, care a început în Renaștere, al creatorilor fără creator. Marii renașentiști, l-am studiat și pe Leonardo la licență, știu despre ce vorbesc, au vrut să fie într-adevăr super, super creatori, mari creatori, și mi-amintesc momentul în care Michelangelo, când a terminat această statuie a lui David, i-a dat un ciocan peste genunchi și a zis, Dumnezeu este perfect, eu sunt doar om. Nu aș putea să las această statuie să creadă lumea că e perfecțiunea artei mele. Așadar, al creatorilor fără creator. Eroul acesta din primul umanism își are și își este propria religie și propria scriptură. Un concept interesant apare în Franța, Michel Onfray scrie o carte care se numește Scriptura de sine. Ateul, zice, își este propria scriptură. El își este Dumnezeu, el își este apostol, el își este ucenic. Își are propria scriptură. Al doilea umanism este al libertății fără eliberator. Un umanism al libertinului. Și acest umanism, spune Bergerie, a intrat în criză. Când ai prea multă libertate, ajungi în libertinaj și când ajungi în libertinaj, te saturi de libertinajul tău și ajungi în deznădejde și așa mai departe, în cele mai sumbre situații. Al treilea este umanismul salvatorului fără izbăvitor, adică revoluționar. Revoluționarul vrea să schimbe toată lumea și să se salveze pe toți, dar el însuși nu se poate salva pe sine. Mi-aduce aminte de o vorbă a lui Buddha, care spunea la un moment dat, aș vrea să vă spun adevărul, zice el. Dacă vă închipuiți că eu știu cum se ajunge la iluminare, vă înșelați. Și mi s-a întâmplat și niodată. Nu știu ce a fost. Atunci au rămas șocați ucenicii și au zis, păi, noi ce facem? Ce vă așteptați și voi iluminarea când va veni și așa mai departe. Ei, vedeți ce înseamnă să nu cunoști mărturia directă a personajului principal din budist și să te duci pe drumul acesta. S-a întors Mircea Eliade din India și după ani și ani de studii acolo a zis, abia acum am înțeles de ce merg cu oamenii duminica la biserică. A simțit el nevoia să facă mărturisirea asta. Și abia acum am înțeles. Am trecut prin experiența asta a yoga, budism și așa mai departe și acum realizez importanța ortodoxiei. Al patrulea umanism este umanismul iubirii fără Dumnezeu. Umanismul moral. Astăzi, iubirea cu I mic, cu cum vreți, a devenit un Dumnezeu în lumea noastră contemporană. Iubirea care are multe forme și multe manifestări, dar care nu are nicio legătură cu iubirea și adevăr. Iubirea care pe toate le rabdă, pe toate le îndură și așa mai departe. Știți foarte bine textul acela frumos. Acest om care s-a făcut pe sine Dumnezeu,
este în mintea lui personajul central al transumanismului, el jucând în același timp rolurile de narator, de personaj și de spectator. Pofta aceasta teribilă de autodepășire, prin augmentare tehnologică, concepte din transumanism, este descrisă în partea întâi a trilogiei, care se numește Ispita Omului Dumnezeu. Aceasta este cartea, Ispita Omului Dumnezeu, pe care Vergeliu o gândește în trei capitole și pe care o scrie foarte, foarte bine, o să vă spună Părintele Anator. El este un scriitor socratic. El scrie cum vorbește. El când scrie și imaginează că e în fața oamenilor și le povestește ceva. Așa scrie. Toate cărțile lui sunt cărți de oratorie. Sunt oratorie scrisă, dacă vreți, așa o cumpărați. Și omul Dumnezeu, cu de la sine putere, a hotărât să se considere un Dumnezeu, zice Bertrand Brugerie. Când intervine în societate, atenție, degradează totul. Binele, frumosul și adevărul. El prosperă prin puterea anonimatului, care scade prin demascarea acestuia. Deci Vergelii spune așa, omul acesta Dumnezeu este atot puternic la ora actuală pe fața Pământului. Și v-am spus că e și o pandemie de transumanism. Toți vor cumva să fie mai mult, mai bine, mai important și așa mai departe. Și Vergelii spune așa, în momentul în care vom demasca această falsă putere a lui, în acel moment îl vom salva pe acest om. Vedeți, este ca în războiul nevăzut. În momentul în care demaști, în ghilimele, falsa puterea celui rău, în momentul acela e tăiat din putere. Și bătrânii, o să ajungem imediat, asta făceau. Scoteau din înșelare tinerii, monahi sau viețuitori care începeau să creadă în iluzii de tot felul. Când Vergelii dă în vileag cabala, în ghilimele, acestui om Dumnezeu, el o face fără teamă. Asta m-a bucurat foarte mult să citesc în cărțile lui. De cel care îl manipulează pe omul Dumnezeu. El spune, este Satan. Nu altcineva îl manipulează pe omul Dumnezeu, ci chiar Satan este. Și în momentul acesta vă imaginați ce fețe fac filozofii francezi. Toți care sunt marxi și mai departe, zic, ăsta nu e serios. Ar trebui să-l punem la index. Se vorbește în Franța laică, transumanistă, despre intervenția celui rău în viața societății, este un act de foarte mare curaj. De altfel, ultima lui carte, care se numește Iluminismul Obscur, a apărut în 2018, este un scandal, în ghilimele, de mari proporții în cultura franceză. Toți filozofii francezi, așa ceva nu s-a văzut de sute de ani, pentru că la ei iluminismul este o religie. E tabu să scrii de rău despre iluminism. Ei bine, s-a trezit Vergelii, în ghilimele, să scrie o carte întreagă și să spună că iluminismul acesta este plin de iluzii. Așadar, Vergelii o face fără teamă, fără dispreț, față de căderile și de iluziile și înșelările acestui om și fără constrângere. El îți spune, ești în înșelare, asta nu-i bine, dar dacă vrei să te schimbi bine, dacă nu, nu, nu insistă. Cele trei caracteristici sunt, de altfel, fațetele discernământului duhovnicesc, care este tema întâlnirii de astăzi. Nu vorbim aici doar despre un filozof creștin, gata să scoată pana împotriva tuturor obscurităților, așa cum am spus în ultima carte. Sau despre un apologet contemporan, gata să apere adevărul mântuitoare de credință. Ci vorbim, doamnelor și domnilor, despre un adevărat gheronda. Bertrand Vergelii este între scriitorii europeni un gheronda, un bătrân înțelept, un duhovnic adevărat, mirean, care este dispus să sufere alături de cei care caută frumusețea chipului lui Dumnezeu din ei. Părintele o să ne spună probabil mai multe despre ce înseamnă această lucrare a unui bătrân
Geronda e starețul în limba slavonă, Geronda în limba greacă, care de fapt este cel care aduce în viața noastră discernământul. Discernământul fiind o harismă, nu vine prin telefon, nu vine prin abonament, ea vine prin ascultarea de duhovnic, duhovnicul care are la rândul lui harisma discernământului. Acest Bertrand Vergely, la 66 de ani, este un om care se împărtășește în fiecare duminică. Cred că l-am spus foarte mult. Este aproape ca un preot. Un preot este aproape dator să se împărtășească și cred că așa se întâmplă duminică de duminică. Un mirean care predă științe politice, care predă filozofie, care predă teologie morală la Sfântul Serghie și el se împărtășește și fără îndoială că prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt este cel care se arată purtător de discernământ. În final, aș vrea să vă mai spun ceva. Legat de ce începem noi astăzi, ce se întâmplă din seara asta, că nu lăsăm sec de brânză sau de lapte sau de ouă, ci lăsăm sec de disperare, de ignoranță, de foarte multe rele, lăsăm sec de tot ce e rău în noi, lăsăm departe rău sau încercăm, dar o învățătură aparte a Sfintei Scripturi care m-a umplut astăzi de bucurie este aceasta. Și când postești, să nu te arăți oamenilor, ci acolo în tainița inimii tale să te arăți lui Dumnezeu. Deci postul este întoarcerea omului la stare de dinaintea căderii din rai, când Adam și Eva se întâlneau față către față cu Dumnezeu. Deci chemarea postului este chemarea întâlnirii față către față a noastră cu Dumnezeu. Postul este și teofanie și antropofanie în același timp. Suntem chemați aici în inimă să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și îmi amintesc că spune atunci când Mântuitorul a postit, n-a plecat singur în pustie, ci l-a luat Duhul, spune Sfântul Evanghelist Matei. Cu alte cuvinte, lucrarea postului este o lucrare harismatică. Adică postim cu ajutorul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu postim așa aflându-ne în fața frigiderului și ne-am pus noi voința la încercare și de astăzi nu mai mâncăm nici carne, nici brânză, nici ouă, nici lapte. Nu. Lăsând acestea deoparte, ne umplem de celelalte care sunt duhovnicești. Înțelegeți, doamnelor și domnilor, că în seara aceasta v-am prezentat un om care trăiește la vreo 4.000 de kilometri distanță, care cu siguranță este la o slujbă de decernie la ora aceasta și care ar fi onorat să fie în limba română într-o bună zi. Mi-aș dori, cumva, să găsim o soluție prin care cărțile lui să fie traduse și în limba română și să fie un fel de lucrări fundamentale pentru cei care studiază și la teologie și la filozofie această, haide să zicem, mare doctrină a transumanismului. Aștept un mesaj de la Paris, de la Părintele Anatol, care v-am spus este coleg cu autorul nostru și când va ieși de la slujbă, vă spun așa, am făcut o înțelegere, îmi va da un bip și în momentul acela o să-l sun și o să ne spună câteva cuvinte, nu știu când va fi, dacă va fi, sper să fie. Noi am făcut această înțelegere și acum vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, pentru atenție. Aș dori să treceți dincolo de această prezentare, să căutați pe internet că sunt multe cărți despre transumanism, dar cărți ortodoxe despre transumanism sunt doar cele scrise de Bertrand Vergely. Aceasta este noutatea acestei serii. Avem un ortodox care a scris foarte bine despre transumanism. Mulțumesc frumos, Părinte! Da, mulțumim mult domnului Daniel Mazilo pentru această introducere. Amintit de Geronda și de stareți, într-adevăr, în Ortodoxie,
ceea ce este esențial pentru discernământul duhovnicesc este Părintele Duhovnicesc. Deci Părintele Duhovnicesc, pentru că acest cuvânt, discernământ, în limba greacă este diakrisis. Krisis înseamnă judecată. Dia este, înseamnă judecată întru. Adică atunci când vrei să analizezi mai ales starea ta sufletească, ai nevoie de o altă instanță, ai nevoie de Dumnezeu, însă Dumnezeu îți dăruiește discernământul tocmai prin acest gherunda, prin acest stareț, prin acest înțelept. Și noi trebuie să spunem în Ortodoxie, să știți că esențială este întâlnirea cu Părintele care te naște într-o credință și prin care primești discernământul duhovnicesc. Este foarte important acest lucru. Pentru că amintea fiecare devine criteriul său, fiecare nu crede în Dumnezeu și avem foarte mulți, apropo de Evanghelia de astăzi. Acum, să nu se creadă că Mântuitorul se referă la lipsa oricărei dimensiuni rituale a vieții. Nu, Mântuitorul se adresează, în primul rând, oamenilor din vremea sa și mai ales cărturarilor și fariseilor care căzuseră într-un formalism. Așa cum se întâmplă și nouă astăzi, de multe ori. Formalismul acesta prin care să crezi că spectacolul ține loc de realitate. Și de multe ori, chiar și noi preoții și uneori și credincioșii, probabil, dar vă spun ce se întâmplă cu noi preoții, facem poate uneori prea mult spectacol și poate ne complacem în acest spectacol, dar interiorul nostru poate că nu este atât de cufundat în realitatea duhovnicească, în realitatea dumnezeiască. De ce spun acest lucru? Mântuitorul ne spune că există o liturghie lăuntrică, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă de Tatălui tău în taină, adică n-a spus, și Tatăl tău care vede în taină îți va răsplăti ție, dar în același timp nu înseamnă că dimensiunea rituală a vieții este exclusă. Nu înseamnă că avem și această judecată superficială și majoritatea celor care se consideră, mă rog, intelectual de elită, spun, de ce spun la biserică? Așa, babele alea care fac nu știu câte metanii și nu știu ce, acolo le vezi așa și sunt răutăcioase și așa mai departe. Acum nu știm ce simt babele în momentul în care fac metanii, dar e adevărat că sunt unii care nu sunt mai puțin farisei, care spun, părinte, eu mă duc la biserică, nu știu ce, mie, eu am Dumnezeul meu. Fim serioși, nu trebuie să ne manifestăm. Nu ne manifestăm, evident, dar nu farisei. Pentru că dimensiunea rituală a vieții vedem că este prezentă în Ortodoxie. De ce? Pentru că avem închinăciuni, avem metanii, avem sărutarea Sfintelor Icoane și asta nu este fariseism. Deci trebuie să facem distinția între formalism, spectacol, și ceea ce înseamnă dimensiunea rituală a vieții, care ține de mistica creștină. În postul mare, vedeți, metaniile sunt 40 de metanii și așa mai departe. Rugăciunea Sfântului Efrem Siru, dacă nu mă înșel, cred că de 20 ori pe zi se spune în contextul anumitor laude bisericești. Deci trebuie să facem această distinție. Pe de altă parte, discernământul duhovnicesc, cum am spus, ține de întâlnirea cu duhovnicul. Mă întreba cineva, chiar un scriitor mare, nu-i dau numele acum, ne-am întâlnit la o seară cu despre Augustin Buzură la facultate și mi-a zis, părinte, să știți că eu nu prea sunt receptat așa, literatura mea este, sau romanele mele sunt greu de înțeles. Eu mă asemăn, mă revendic așa, cu Nietzsche și Dostoevski. Și a, zic, e frumos cu Dostoevski, pentru că, zic, Dostoevski este mai întâi evanghelic, fiecare text, fiecare roman are un motiv evanghelic, la demonii, vindecarea demonizaților și așa mai departe, și Dostoevski este filocalic. Și când auzi de filocalic, ce e asta în fel filocalic e vărit? Păi zic, bun, l-ați citit pe Dostoevski și n-ați înțeles că este filocalic? Este filocalic, zic, vă dau un exemplu, apropo de Gheronda. Starețul Zosima. Starețul Zosima este chipul Gherondei. Este acela la picioarele căruia
stă aleoșa și vin toți necăjinții, toți oamenii care, în ciuda aspectului de iad al lumii acesteia, totuși starețul Zosima este cel care le spune: în această lume este prezent Hristos. În această lume există lumina Harului și a providenței dumnezeiești. În ciuda faptului că Ivan Karamazov le spune tuturor, cu raționalismul lui, frate, nu are nimic Dumnezeu cu lumea voastră. O fi el, poate fi undeva în transcendența lui, dar aici nu. Aici nu are nicio treabă Dumnezeu. Nu vezi cât de strâmbă lumea, suferă nevinovații, inocenții și așa mai departe. Deci, nu vrea să creadă acel domn, care e mare scriitor de altfel, vezi că e fiul de popă greco-catolic și noi ortodoxi și cam aderăm așa cu filocalia. Domnule, dar zic, uitați, dacă citiți numai învățăturile starețului Zosima, veți găsi acolo foarte multe sfaturi din filocalie. Cele mai multe adevărate din Sfântul Isaac Siru. Și zic, cum spuneți că nume? Dar cum a cunoscut Dostoievski filocalia? Păi dacă Paisie Velicicovski a tradus filocalia în limba rusă, pentru că el a tradus filocalia în limba rusă, și așa se face că la Optina, spre exemplu, unde era starețul Ambrozii, avem filocalia în limba rusă. A fost tradusă și în limba română. Și când i-am spus, domnule, știi ceva? Eu am o credință, ca ortodox. Dacă Dostoievski nu s-ar fi întâlnit cu starețul Ambrozii de la Optina, Dostoievski n-ar fi fost Dostoievski. Adică cel mai mare scriitor creștin ortodox. Și lucrul acesta mi l-a dezvăluit prima dată Părintele Stăninoae, care regreta, spunea, îmi pare rău, dar noi nu avem un scriitor creștin de talia lui Dostoievski. Și, deci, până la urmă, gherunda, starețul este cel care te naște. Trebuie să te nască cineva în credință. Dar, atenție, nu totdeauna vorbim despre un discernământ, cum a avut Ambrozie, ci vorbim despre ceea ce spune, și cred că acesta este lucru foarte important, noi ortodoxii vorbim despre harisma duhovnicească, dar în același timp nu avem niciodată concepția infailibilității. Indiferent, chiar dacă este el duhovnic. Și cred că Părintele Rafael Noica, pe care eu mă bucur că mi l-a dat Dumnezeu pe Părintele Rafael, pentru că el dovedește un discernământ duhovnicesc deosebit. Și mai ales în ceea ce ne privește pe noi duhovnicii. Pentru că noi nu mai avem încredere și mai mult decât atât ceea ce ne... nu știu. Avem o problemă și noi, avem complexele noastre. Și vreau să vă dau un exemplu. Părinții din... preoții din Alba, județul Alba, pe când era acolo în Altul Andrei Întrecuț, și-a pus problema dacă un duhovnic în secolul 21 poate să mai fie duhovnic adevărat dacă nu are studii de psihologie, de psihanaliză și de toate celelalte. Mai mai fi în secolul 21, trebuie să fii un pic așa mai... adică să fi văzut și Robocop, să știi ceva și acolo. Și atunci ei au propus așa. Propunea unii dintre ei care erau mai... a zis, domnule, uite, hai să înființăm o școală de duhovnicie, vreo 3 ani să dureze, după, în facultate nu fac nimic. Toată lumea se vaite că nu face nimic. Și Părinte Rafael Săracu, ce să spună? Zice, dragii mei, adică vă rătăciți neștiind scripturile. De ce? Pentru că, da, e bine să înființești o școală. Zice, bani, nu știu ce, osteneli, cheltuială. Dar nici atunci nu se știe dacă va ieși un duhovnic bun. Și zice, știți, eu când eram mirean și mă spovedeam, nu am avut niciodată problema dacă duhovnicul meu este păcătos. Mă duceam la el și aveam încrederea că Dumnezeu îmi dă prin el și sfatul pe care îl aștept de la Dumnezeu și în același timp și iertarea de păcate, absolvirea de păcate. Dar zice, într-adevăr, când am devenit eu însumi duhovnic, mi-a pus problema... Doamne, dar cum să nu duc eu în rătăcire un suflet care mi este credințat? Că știu că sunt de păcătos, știu că sunt de ignorant, de nepriceput, de neștiutor și așa mai departe. Și atunci Părintele Sofronie m-a făcut să înțeleg un lucru. Minunea pe care o face Dumnezeu în biserică, în biserica ortodoxă, noi vorbim despre duhovnicie în biserica răsăritană, este mântuirea păcătoșilor prin păcătoși.
mântuirea păcătoșilor prin păcătoși. Adică, în această taină a duhovniciei, trebuie să înțelegem că nu e, de fapt, contabilizare de păcate aici. Nu vorbim numai de contabilizare, te duci, mă duc la popa de la Dorobanți, după aia vin la precupeții noi și așa mai departe. Asta e anonimat colectiv. Promovăm și noi așa ceva, pentru că noi avem. Suntem și aici un vat, când vin la, la policlinică aici, ne întâlnim în săptămâna patimilor, mai ales că sunt foarte mirați că noi stăm mai mult cu cineva pe care nu-l cunoaște sau oricum. Și atunci vine, ce păcate are ăsta de-l ții atâta părinte? Că am treabă, adică am fost la policlinică și mi-am dus și la piață, că se apropie Paștele. Și atunci îmi dau seama că noi nu înțelegem că, de fapt, oamenii aceștia nu știu că ceea ce lucrează Dumnezeu este paternitatea și filiația duhovnicească. Și Părintele Rafael Noica le spune, fraților, vrei un duhovnic bun, părinte? Zice, un duhovnic bun este în bocancii tăi, părinte. Tu care ai fost hirotonic mai ieri sau mai răsărată ieri. Adică dacă tu spui problema cu psihanaliza și psihologia, n-ai înțeles nimic. Ceea ce trebuie tu să vezi tu mai întâi, este încrederea mai mare în lucrarea lui Dumnezeu, prin preoția ta, prin... că nu degeaba zici, eu nevrednicul preot și duhovnic. Nu degeaba spui, de fiecare dată îți mărturisești nevrednicia. Și preotul, când se împărtășește, la fel spune. Și atunci, Părinte Rafael ne descoperă. Un duhovnic bun este cel care este hirotonit, cel pe care noi l-am ales. Și dacă l-am ales, se întâmplă un lucru pe care poate puțin îl bănuiesc. Că și fiii duhovnicești îl nasc pe părintele lor duhovnic. Că și fiii duhovnicești, prin credința lor, prin dragostea lor, prin rugăciunea lor pentru duhovnic, sporesc discernământul duhovnicesc. Adică duhovnicul este și după măsura fiului duhovnicesc. Cum spunea cineva, părintele Arsenie, la un moment dat, îi punea cineva o întrebare, părinte zice, chiar Sorin Dumitrescu i-a pus întrebarea, părinte zice, eu am să vă pun o întrebare proastă. Poate să nu vă spun. Zice, dacă întrebarea e proastă și răspunsul va fi tot prost. Creștem împreună. Deci Părintele Sofronii descoperă lui Părintele Rafael Noica faptul că și fiii duhovnicești îl nasc pe părintele lor duhovnic. Și de fapt discernământul este faptul că noi îl luăm martor pe Dumnezeu în acest proces de transformare lăuntrică. Și atunci diacrisisul, acest discernământ duhovnicesc, este un dar. Este un dar de la Dumnezeu. Nu ei. Poți să citești tu tratate întregi. Dacă nu ți este dăruit și trebuie să te rogi să ți se dăruiască prin duhovnicul tău, așa cum este el, atunci nu ai înțeles nimic din această mare taină pe care lucrează Dumnezeu. Pentru că încrederea în lucrarea tainică a lui Dumnezeu prin duhovnic este cea mai importantă. Deci, discernământul duhovnicesc nu se acordă individual. Adică, cer discernământ și după aceea începi să profețești, a se citi Mari Duhovnici ai Indiei și Părintele Paisie. Ați văzut că Dionisius Parasiotis, la un moment dat, avea, ai fi care are, vedea înainte și chiar se înspăimânta de acest lucru. Avem și noi, nu vreau să avansez mai mult, avem și noi o asemenea tentație că dacă a ghicit viitorul și nu știu ce, înseamnă că este extraordinar. N-are niciun discernământ. Discernământul părinților este foarte clar. Cel care dă discernământul este dreptul judecător. Îl vedem aici. Este Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă citim Patericul pe Sfântul Antonie cel Mare și apoi pe Sfinții Părinții ai Pustiei și când erau ispitiți de cel viclean, știți care era formula? Era numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te jur pe tine să îmi spui cine ești. Sau dacă ești. Și atunci, imediat se devoală. De altfel, există, în, apropo de discernământ, în povestiri despre Anticrist, al lui Vladimir Soloviov,
Există, la un moment dat, un episod, din câte predau aproximativ, în care se spune că a venit un prinț al lumii acestea, ceva, era, să zicem, așa, un transumanist din acesta, care reușea marile minuni ale tehnologiei, care a dat oamenilor tot ceea ce doreau, i-a eradicat bolile, le-a dat mâncare, le-a dat confort, le-a dat tot ce așteptau. Și atunci au hotărât să-l înscăuneze la Ierusalim, nu? Unde se putea în altă parte. Și vă dați seama, era un prinț. Era prințul lumii acesteia. Și pentru că adusese prosperitate, până la urmă, toată lumea era mulțumită. Și atunci un călugăr l-a devorat și a spus, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ne spui, tu în numele cui ai făcut toate acestea? Și în momentul în care a făcut apel la numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe scandul acela, în locul acelui prinț frumos, s-a arătat un diavol întunecat și urât. Deci avem un temei și părinții pustiei de la Sfântul Antonie cel Mare și apoi toți părinții ne arată că singurul în numele căruia putem să avem discernământ duhovnicesc este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fără acest discernământ, noi avem și o problemă, acum vreau să vă spun, chiar în biserică. Eu mi-am pus problema, suntem considerați de către stat un fel de anexă filantropică. Adică un fel de... Doamne, biserica, dacă își mai are rostul, să se ocupe de... numai de săraci, numai de... E foarte bine să se ocupe, că e un criteriu. Dar biserica trebuie să nu uite un lucru. Ea trebuie să dea lumii ceea ce nimeni nu poate să dea. Că fundații și așa mai departe, mi-a pus problema în ce măsură această lucrare filantropică, socială a bisericii se deosebește de activismul occidental, protestant. Și atunci mi-am zis că trebuie să avem discernământ, pentru că unele fapte care par bune, zici, noi facem fapte bune și așa mai. Păi fapta bună trebuie să fie evaluată în funcție de... În funcție de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că și flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau gol și mi-ați îmbrăcat și așa mai departe. Dar în ce sens? În sensul în care Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu fiecare om, cu fiecare sărac, cu fiecare bolnav și așa mai departe, care are nevoie de ajutorul nostru, dar nu întrucât își rezolvă boala, nu întrucât își umple burta și așa mai departe, chiar avem fundații, vin, își astâmpără foamea și setea și după aceea se întorc la urulacul lor. Nu aceasta este, cred că, acesta este scopul. Deci discernământ înseamnă al aduce spre mântuire, al aduce spre Dumnezeu, spre Mântuitorul Iisus Hristos. A-i oferi această certitudine a credinței. Fără aceasta și activitatea filantropică a bisericii, oricât ar fi ea de eficientă, dacă nu se hrănește din liturghie, dacă noi nu reușim să-i aducem pe cei pe care îi ajutăm spre Sfânta Liturghie să se spovedească și să se împărtășească. Dacă nu reușim să facem din lucrarea noastră socială o mărturie și o mărturisire a Bisericii, atunci nu avem discernământ. Acum, într-adevăr, dacă vă amintiți în Filocalia 1, când vorbește despre Sfântul Antonie cel Mare, la un moment dat Sfântul Antonie le-a pus întrebare ucenicilor și a lăsat, nu știu, cred că vreo două zile așa, care este cea mai mare virtute. Și toți au venit cu un răspuns. Și cea mai mare virtute, până la urmă, răspunsul a fost deosebirea duhurilor. Sau dreapta socoteală, sau dreapta socotință, sau discernământul duhovnicesc. Este ceea ce astăzi, din păcate, lipsește, pentru că am uitat și, din păcate, mulți dintre duhovnicii noștri au trecut la Domnul. Părintele Sofian, despre care am vorbit aici, a fost atunci. După aceea, Părintele Ioanichie Bălan, Părintele Iustin Pârgu, Părintele Cleopa Ilie, și alți duhovnici, Ierosimonahul Paisie Olaru,
și toți cei care au fost la ruga prins mare duhovnici. Nădăjduim că Dumnezeu va mai ridica asemenea duhovnici pentru că avem nevoie de deșernământ duhovnicesc. Eu nu aș vrea să intru în problema asta transumanism. Am spus, mi-am pregătit și eu un material, dar aici avem specialiști, așa că mă refer numai la acest discernământ, în ce sens? Deci, îi mulțumesc lui Daniel Mazilu. Sincer, citisem ceva pe site-ul la Cuvântul Ortodox. Da, am citit ceva despre autorul despre care ați vorbit. Acolo m-am documentat mai mult, nu am citit. M-aș bucura că aceste lucrări să fie traduse în limba română. Eu, personal, la ascetică și mistică, m-aș bucura să pot preda. Deci, să am un subcapitol, discernământul duhovnicesc și marea iluzie a transumanismului. Și să sperăm că vom găsi asemenea traducători. Deocamdată vă mulțumim că ați deschis acest subiect și mai ales mulțumim că după o perioadă de participare pe Skype, acum sunteți prezent, mai ales la această duminică, duminica iertării și când începem postul mare. Să ne ajute Dumnezeu să avem discernământul duhovnicesc, mai ales în acest post al părăsimilor. Vă mulțumesc! Bună seara! Dacă aș fi fost un transhumanist, aș fi spus, nu contează că stați de oră pe un scaun, cu siguranță aveți mijloacele tehnologice să nu fie amorțit până acum. Dar cred că ați amorțit un pic. Vă invit la o destindere lejeră, ne-am ridicat un pic în picioare, ca să vă dezmorțiți un pic. Doar ca să vă dezmorțiți, doar ca să nu fie nevoie să-l mutați. Da? Și mișcați un pic picioarele, spatele unei. Nu chiar ca în avion, dar oricum. Mulțumesc mult pentru încăduința dumneavoastră. Sper să vă facă bine această destindere. Până la urmă, sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre oameni și umanism și sunt cei care nu reușesc să dea dovadă de umanitate. Intervenția mea e posibilă grație onoarei pe care am să răspund invitației lui Daniel Mazilu. Ne leagă o prietenie de 20 de ani și Daniel a considerat că și experiența mea de viață poate fi relevantă pentru a vorbi despre această temă în seara asta. Numele meu este Adrian Iacobuș. Sunt de formație psiholog și peste această formație am adăugat nenumărate studii care au vizat cumva înțelegerea cât mai completă a omului. E o temă care mă preocupă de ani de zile și tocmai pentru că am această preocupare de transhumanism, am auzit pentru prima dată, am auzit și am citit prin 2004-2005, în perioada studiilor pe care le duceam în Canada. Poate nu întâmplător am descoperit această temă în Occident. Pentru că în Occident preocuparea legată de om este extrem de politizată, ideologizată și tehnologizată. Atunci am descoperit, de exemplu, că temele grele ale umanității, cum sunt îmbătrânirea, boala și moartea, fac obiectul unor fanatici ai tehnologiilor recente care își propun să oferă omului o vindecare de aceste lucruri. Și a fost uluit. Asta m-a stârnit curiozitatea, am cercetat și mai mult și am descoperit că, într-adevăr, cercetători din Canada, din Statele Unite, din Europa, cu doctorate, unor multiple doctorate în biologie, în domeniul tehnologiilor de tip IT, se exprimă cu încredere în legătură cu faptul că, în curând, ne vor propune terapii capabile să ne prelungească media speranței de viață cu câteva decenii. Am fost chiar curios să descoper distinția între postumanism și transhumanism. Știe cineva care e diferența? Postumanism înseamnă crearea unui nou, iar transhumanism e o perioadă de tranziție. Da. Eu atunci când am descoperit tema, am conștientizat că ceea ce deosebește postumanismul de transhumanism este că
transhumaniști vor să prelungească durata de viață a omului cu câteva decenii, vreme ce transhumaniștii vor să ne vinduce de moarte. Și n-am putut să nu fiu surprins în legătură cu această temă. E bine, în cariera pe care am avut-o de-a lungul timpului, am avut ocazia să interacționez cu nenumărate grupuri, așa cum e și grupul dumneavoastră, poate un pic mai specializat în seara asta. Și mi-aduc aminte că una din temele pe care am adus-o în discuție a fost, de exemplu, să testăm la nivelul comunicării și percepției sociale, cine mai vorbește astăzi despre oameni? Cine mai aduce în discuție? Cine mai are în discursul său cuvântul om? Și am testat-o și am descoperit cu surprindere, împreună cu grupurile cu care am lucrat, că nu prea se vorbește despre om. Că omul este într-un proces de dezumanizare și de confiscare adevărată a sale naturii, printr-un fel de reducționism generalizat. Să vă dau câteva exemple. Ce sunt oamenii pentru medici? Da. Cum? Clienți, pacienți, da? Ce sunt oamenii pentru companii, pentru corporații? Resurse umane, clienți, da? Ce sunt oamenii pentru mass media? Public, audiență, da? Și țintele, da? Și putem continua așa, da? Ce sunt oamenii pentru, cum să numiți, oamenii mai mici de către școală? Vedeți că foarte multe cadre organizate și instituționalizate care au ca țintă oamenii, reduc omul la subcomponente. Realizăm lucrul ăsta, da? E bine, într-o asemenea discuție cu un grup, a fost o singură dată o domnișoară care a spus există totuși o zonă în care se mai vorbește despre om astăzi și omul este prezent. Și anume în biserică. A fost singurul răspuns pe care l-am avut de-a lungul timpului în asemenea dialoguri în care am încercat să vânăm unde mai este folosit cuvântul om. De ce am adus în discuția asta? Pentru că până la urmă, înainte de a vorbi despre diferite forme de umanism, constatăm la nivel global că există o ofensivă împotriva omului și că există demersuri anti-umane sau de dezumanizare a omului. Aici am amintit despre Siria, de exemplu, da? Există nenumărate focare de război care au loc în momentul ăsta și oamenii cum sunt numiți atunci când mor în război? Sunt numiți oameni? Sunt numiți victime, exact. Victime colaterale. Uneori cu sintagma asta completă, victime colaterale. De parcă ar fi o jenă să numim oameni oameni. Deci până la urmă observați că intervine, inclusiv la nivelul discursului cotidian, o formă de cenzură. Astfel încât să ne fie mai ușor să vorbim despre demersul ăsta de dezumanizare, pentru a reduce impactul acestei formule generoase. Să numim omul ca fiind om. Ei, și de aici până la transumanism, mai e doar un pas. Se întâmplă ca în ultimele întâlniri pe care le-am cu grupuri, să vorbim despre social media și despre tehnologie, de exemplu. Apropo de omniprezența telefonului mobil în viața noastră, care este doar o marcă a cât de tehnologizată a devenit existența noastră. Cineva chiar spunea într-un mod amuzant. Acum avem televizoare smart, telefoane smart, în curând o să avem case smart și știu cu tata cum se completează, s-ar putea să rămân cel mai prost din casă. Datorită faptului că tehnologia nu e atât de mult înainte și avem opțiuni pe care nu putem să le folosim, când întrebarea este la ce bun toate aceste lucruri. E bine, parte din transumanismul în care suntem deja implicați, cum spunea Daniel la începutul intervenției sale, s-ar putea să fie ajuns deja la noi sub forma tehnologiilor pe care le avem în buzunar și le portăm tot timpul cu noi. Și aveți chiar acum un telefon, să-l aveți foarte aproape și în orice moment unde se află. Știți că britanici au găsit un nume pentru frica de a pierde telefonul mobil? Știți cum se numește? Se numește nomofobie. Teama de a-ți pierde telefonul mobil. Oare de cine este așa de frică că ne-am putea de pierde telefonul mobil? Și vedeți că asociat cu existența telefonului mobil, care este omniprezent în viața noastră, putem să înțelegem mai ușor conceptul de identitate digitală.
Pentru că, sau altul, construcția identității noastre în social media ajunge să ia locul a ceea ce suntem cu adevărat. Avem grijă la fotografiile pe care le postăm, avem grijă la ceea ce postăm astfel încât să pretindem că acele lucruri ne reprezintă și nu sunt mai importante decât cine suntem cu adevărat. Mai există un paradox care atinge un pic dimensiunea asta a transhumanismului. Și anume faptul că avem iluzia, că vorbim de iluzii, că suntem conectați cu restul umanității. Prin faptul că avem prieteni. Sunt aceia prieteni? Cu adevărat? Cu alte cuvinte, câți dintre cei cu care sunteți conectați în social media ar răspunde la un telefon la ora 2 dimineața dacă ar fi nevoie să-i sunați și să le cereți ajutor? Să vă însoțească la spital sau să vă promute cu sunul undeva? Câți ați? Pe câți ați îndrăznit să-i sunați? Asta e întrebarea. 2-3. Este o iluzie ca parte din acest fenomen în care tehnologia ne creează iluzia că suntem conectați și, de fapt, ne izolează de adevăratul contact uman. Pentru că uneori preferăm să trimitem un mesaj sau o fotografie celor apropiați, în loc să-i sunăm, să le auzim vocea cu adevărat, sau să ne întâlnim realmente cu ei. Asta este o dimensiune a transumanismului în care ne aflăm deja, fără să ne dăm seama. Ca parte din fenomenul ăsta în care tehnologia prevalează asupra sentimentelor noastre, asupra gândurilor noastre, aveți idee cât timp petreceți pe telefoane mobile? În medie pe zi? Cinci ore? Știți cine spune lucrul ăsta? O doamnă care consideră că are o vârstă de-a vreo ce. Îți spuneți pe 5 ore? Da. Înseamnă că ați renunțat la televiziune, între timp. La știri. O să dau la intervenția mea câteva referințe care sunt legate cumva de ceea ce am ascultat până acum. Componenta de coaching pe care o practic cu clienții mei, atât la nivel individual cât și la nivelul companiilor pe care le-am drept clienți. Ce înseamnă coaching-ul? Dacă vreți, este un fel de practică secularizată a duhovniciei, în care oamenii au posibilitatea să-și audă gândurile și să facă alegeri. E o practică secularizată pentru că este smulsă, să spunem, de o tradiție religioasă. Și cu toate astea este foarte căutată și foarte apreciată pentru că oamenii au nevoie să se asculte pe ei înșiși și să ia decizii, să aleagă. Și dacă e să luăm cuvântul de acolo din titlu, a cerne, a discerne, ne aduce în atenție tema liberului arbitru. Cum facem alegeri? Cum știm că ceea ce vine către noi e întotdeauna benefic? Cum știm că ceea ce ne face să ne simțim bine este și adevărat? Prin coaching, prin această practică de a-i antrena pe oameni în a se asculta cu adevărat, ce fac eu, de exemplu, este să-i ajut să se întoarcă către sine. Fără a pretinde că îi pot ghida neapărat. Locul drum către sine. Exact. Și ce descoperă persoanele care se află într-un asemenea proces este că până la urmă se pot ancora în tradiția familiilor lor, în tradiția spiritualității de care aparțin, o modalitate de ancorare și de a-și găsi răspunsurile să se întoarcă în copilărie, să-și amintească de biserică, să-și amintească de oamenii care i-au inspirat, să aibă discernământ luminat în legătură cu alegerile pe care le fac. Că este vorba despre tehnologie, că este vorba despre pe mâna perii ne dăm sănătate, de exemplu, atunci când este cazul să ne vindecăm, când este vorba despre a alege prietenii, discernământul și acolo foarte important. Și a face diferența dintre iluzie și realitate este o mare capacitate care ne ajută să ne păstrăm drumul drept și să nu ne smintim. Pentru că e foarte ușor astăzi să ne rătăcim. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-a prins bine deschiderea de la începutul intervenției. Mulțumesc! Da, n-a venit telefonul, trebuie să... În ceea ce privește această profesie de psiholog,
filolog și psihoterapeut. Părinte Rafael Noica, fiind asaltat de unii entuziaști, a spus, domne, ce treabă are psihologul cu sufletul omului? Dar Părinte Rafael a fost concipiant. Părinte Rafael Noica și a spus, domne, zice, dar lipsa duhovnicilor își fac și datoria acolo, adică ameliorează. Chiar dacă nu mântuiesc. Însă ameliorează, pentru că așa cum a spus domnul Adrian, omul are nevoie să fie ascultat. De multe ori noi duhovnici uităm acest lucru și eu vreau să vă dau un exemplu pe care l-am prezentat și mulțumesc Dumnezeu, a fost una dintre seriile foarte frumoase cei care ați participat la Părintele Sofian Boghiru. Perioada studenției m-am spovedit la Părintele Sofian și vreau să vă spun că plecând de la duhovnișcare, de obicei îmi dădeau mai multe sfaturi, Părintele Sofian vorbea foarte puțin. Însă, ceea ce avea Părintele Sofian deosebit, mai întâi, am înțeles după aceea. Deci pentru că îmi dădea sfaturi foarte puține. Nu mă sfătuia prea mult. După aceea am înțeles că în timp ce mă spovedea, Părintele Sofian avea, de fapt, rugăciunea inimii. Avea rugăciunea lui Iisus. Și am înțeles aceasta din multe. Spre exemplu, a venit un occidental la Părintele Sofian și l-a întrebat ceva, dacă e de acord. Și culmea, Părintele Sofian a fost de acord cu acela, deși cei din jur au zis, doamne, cum, Părinte, sunteți de acord? Însă, de fapt, Părintele a fost de acord în alt duh. Adică i-a dat aprobare, dar acela n-a ajuns să mai pună în practică ceea ce l-a întrebat pe Părintele. Și asta arată că duhovnicul trebuie mai întâi să fie un om al rugăciunii și discernământul ți-l dăruiește prin duhovnic. Pentru că Părintele Sofian, în momentul în care... Deci te asculta. Și te asculta, puteai... Deci avea răbdarea aceasta, avea o pace și o liniște, stătea. Și după aceea, la urmă, te așteptai paradoxal să te moralizeze, să te certe, mai ales că erau... Eu am pățit, adică am fost la cineva care m-a săpunit rău de tot. Aveam, nu știu ce, probleme, frământări existențiale și ca student teolog nu aveam voie să am asemenea frământări. Și m-a săpunit rău de tot. Și când am ajuns la Părintele Sofian, am văzut că nu mă săpunește, ci îmi dă doar câteva sfaturi. Și după aceea... Dar marea artă este aceea de a asculta. Adică duhovnicii trebuie, în primul rând, nu să facă o contabilizare de păcate. Asta se face la Apuseni. Există la Apuseni un chestionar. E asta, morala cazuistică. Aveau câteva mii de păcate acolo înscrise. Din păcate, iertați-mă, nu sunt de acord prea mult cu intrarea în amănunte în aceste chestionare de duhovnicii care, la un moment dat, ajung și să zmintească. Deci până citeai 3.000 de păcate, 3.000 de păcate, te zminteai bine. Dom'le, nu m-am gândit, dar e bună ideea asta. Adică, ce să vă spun? Ori nu contabilizarea, dacă, știți cum era în cazuism? Era așa. Ai avut intenția până la jumătate, până la final, ce s-a întâmplat și așa mai departe, întreagă, asta e cazuismul. La noi, la ortodox, n-am avut cazuismul acesta. Și dovadă că și în Evanghelie, vedeți că nu-l despasă prea mult pe Mântuitorul, pe Vameșul Zahieu și așa mai departe. Acolo are loc o transformare. El, pur și simplu, dintr-o dată se hotărăște să-i urmeze lui Hristos. Femeia păcătoasă, la fel și toți ceilalți care l-au urmat pe Mântuitorul Hristos. Deci este o mare altă. Însă, am o nedumeriri și aici mă întreb pe domnul Adrian. Eu am o problemă, totuși, cu psihologii și psihoterapeuții. În ce sens? Apropo de copilărie, e foarte bine să se întoarcă, dar eu, din experiență, așa unor fiice duhovnicești, așa? Spre exemplu, psihoterapeutul se întoarce undeva în copilărie și nu ne scormonește o problemă. A, te-a pedesit taictul când erai mititică. A, de acolo ți se trage. Și, domnule, de 20 de ani, dezbate chestia asta. Și da, de acolo este. Ei, la duhovnicie nu mai scoate la suprafață, nu mai despun cutia Pandorei.
să analizezi problema aceea și să ameliorezi, este altceva. Deci eu cred că, într-adevăr, psihologii au rolul lor, profesia lor, așa cum spune Părintele Rafael Noi, că este necesară astăzi într-o lume desacralizată. Însă, evident că fără Harul lui Dumnezeu nu putem să facem nimic. Adică, una este ameliorarea. Ameliorarea poate să o facă orice psiholog, psihoterapeut și așa mai departe. Și alta este vindecarea dumnezeiască, ce ține, de fapt, de Harul Dumnezeiesc. Pentru că noi vorbim astăzi de foarte multe ori de autovindecare, de auto pe afto, afto. Auto, așa, deci, că ține de noi. E în tine și nu e. Nu este. Este dacă vrea Dumnezeu. Deci, Sfinții Părinți ai Bisericii și corifeul lor este Sfântul Grigore Palama, spune, Doamne, asta e cea mai mare erezie. Vindecarea depinde de Harul lui Dumnezeu și noi avem, pentru că de asta ne întoarcem acum acasă și postul mare este o întoarcere la noastră acasă, în sinea noastră, și ne face să înțelegem, Sfântul Grigore Palama spune un lucru pe care nu l-am înțeles de prima dată. Eu credeam că scopul vieții noastre este dobândirea virtuților. Nu. Sfântul Grigore Palama nu-i dobândirea, nu este un scop. Dobândirea virtuților este, de fapt, un rezultat al ascezei, al nevoinței. Și la așeză, bineînțeles că participă și trupul, și dovadă că participă și prin post, și prin rugăciune, și trupul. Că unii Sfinți Părinți chiar spun, apropo de trup, zice, Doamne, că nu poți să te rogi cu sufletul, doar roagă-te cu trupul. Adică fă metanie. Și atunci, e o legătură aici. Unde merge sufletul, merge și trupul. Unde merge trupul, merge și sufletul. Cam așa se întâmplă. Și trebuie să spunem că Sfântul Grigore Palama, am întâlnit cele mai frumoase pagini, exact, dar bineînțeles că întâlnim și la Părinții Capadocieni. Ne spune un lucru. Așeza noastră ține de șlefuirea ființei lăuntrice. Noi nu dobândim în fața lui Dumnezeu vreun merit. Doamne ferește! Știți că în biserica de Napus era cu merite, supramerite, se vindeau, n-am nicio problemă. Ca indulgențe și așa mai departe. Lucru care l-a supărat cumplit pe multe. Noi nu avem merite și supramerite. În biserica răsăriteană, oricât am face, evanghelic este. Sluși netremnice suntem. Deci șlefuirea ființei lăuntrice, pentru ca Dumnezeu să poată lucra împreună cu noi. Pentru că ceea ce facem noi, Părintele Stăniloae are un studiu foarte frumos pe care vi-l recomand, liturghia lăuntrică și liturghia comunității. Pentru a fi în liturghia comunității, trebuie mai întâi să lucrăm la liturghia lăuntrică. Și liturghia lăuntrică înseamnă tocmai această șlefuire a ființei noastre lăuntrice pentru a primi Harul lui Dumnezeu, care este lucrător. Și când a spus Sfântul Grigore Palama, spune la un moment dat un lucru, eu când am citit prima dată, fiind obișnuit că învățământul nostru, să știți, tot pe modelul scolastic. La teologie avem probleme mari. Eu credeam că, mă rog, Dumnezeu ne dă un, cum să spun, o răsplată. Nu ne dă răsplată. Dumnezeu ne dăruiește și Sfântul Grigore Palama ne spune, ne dăruiește copleșindu-ne. Deci darul lui Dumnezeu este întotdeauna copleșitor. Harul lui Dumnezeu este întotdeauna copleșitor. Ne uimește și ne miră. Și mintea noastră ajunge să se uimească și să se miră. Aceea este mintea care a fost atinsă de Harul lui Dumnezeu și, bineînțeles, a dobândit această pocăință. Deci, acum îl întreb pe domnul Adrian. Cum folosește problema asta? Pentru că eu așa am rămas cu fixul ăsta. Dom'le, trebuie să găsească psihologul ceva în subconștient, să-l scoată de acolo și după aceea să-l vindece. Nu înțeleg treaba asta. În practica duhovnicească nu există. Da, deci noi nu insistăm pe așa ceva. Vă rog. Mulțumesc pentru oportunitate. De altfel, vă amintiți că am spus că am terminat studii de psihologie, n-am spus niciodată că sunt psiholog. Și asta pentru că am ales mai degrabă să folosesc cunoștințele pentru a merge mai departe, cum spuneam, într-o înțelegere completă a omului. Tocmai pentru că în abordarea pe care și-am întâlnit-o în formarea mea, mi s-a părut că se scobește prea mult în probleme și că se seapă foarte mult în trecut. Una din frazele
vindecătoare pe care eu l-am avut de la unul din mentorii mei, apropo de abordarea asta, excesivă pe trecut și pe probleme, a fost următoarea. Vorbeam despre diferite abordări în legătură cu vindecare. Și acest mentor al meu mi-a spus la un moment dat, zice, nu mai pot să fiu de acord cu faptul că vindecarea vine din a tot săpam trecut. Pentru că mai devreme sau mai târziu devenim ființe autonome. Creștem, ne dezvoltăm, trecem de adolescență, ne asumăm responsabilități, începe tinerețea adultă. Și mentorul ăsta al meu mi-a spus următorul lucru. De la un moment dat, al vieții încolo nu mai contează de unde vii, ci contează unde te duci și cum. Și abia acea parte începe să ne definească ca oameni. Pentru că din momentul ăla, ieșind de pe pilotul automat al felului în care am fost formatat, să spunem, de mica copilărie, de dificultățile de acasă și devenim responsabili de propria noastră viață. Cu alte cuvinte, se instalează acest discernământ. Un alt mentor al meu spunea, la un moment dat zice, dacă la 30 de ani simți că ești mic, ai dificultăți să relaționezi cu fetele sau nu reușești să te ții de un plan pe care ți l-ai propus, este imatur să dai vina pe educatoarea de la grădiniță. Apropo de felul ăsta al psihologiei clasice, de a plasa cauzalitatea și responsabilitatea în afara noastră, în exteriorul nostru, la ceilalți, la părinți, la educatori și așa mai departe. Începând cu o anumită vârstă, ești responsabil de alegerile tale și răspuns în fața conștiinței tale și în fața lui Dumnezeu. Iar restul sunt scuze. Așadar, pot să spun că aceste remarci m-au influențat, iar în alegerea felului care eu practic, profesia pe care o practic, sunt orientat mai degrabă către soluții, către ideea de discernământ și de responsabilitate. Și adesea când eu discut cu cei cu care interacționez în plan profesional, ca să nu stăm în povestea asta legată de trecut, adesea formulez întrebări care plasează persoana la capătul vieții sale. Și uneori întreb, cum te vezi îmbătrânit? Pe cine vezi alături de tine în cazul în care cazi la pat? Despre cine poți să spui în existența asta că te-ai iubit cu adevărat? Despre cine poți spune că ai iubit cu adevărat din acolo? Și abia ăla ai bilanța existenței. Pentru cine ai simțit să te dăruiești ce ai și făcut? Ce ți-a făcut mama? Ce ți-a făcut tata în copilărie? Că nu te-ai înțeles cu frații sau cu surorile? Mie mi se pare nerelevant pentru ce înseamnă aptitudinea și atitudinea unei ființe umane. Și atunci nu împărtășesc abordarea clasică niciun fel și o contrazic de câte ori am ocazie. Mulțumesc pentru oportunitate. Da. Vă mulțumesc pentru deschideri și aș vrea să mai fac și una în această seară. Transumanismul nu vine pe nori, nu cade din stratosferă. Transumanismul intră prin legi în societate. Și trebuie să avem discernământ și cu privire la legi, la legislații și așa mai departe. Oriunde în lume apare o revoluție transumanistă, acolo a fost un puternic lobby pentru a introduce căsătoriile pentru toate felurile, pentru toate națiunile și așa mai departe. Se vorbește despre acces la nelimitat pentru ființa umană transumanistă. Să aibă totul, vedeți și din zona tehnologiei 5G, 10G și așa mai departe, ca și cum ar avea la dispoziție o veșnicie cu calculatorul în față sau cu telefonul și Doamne ferește să termine internetul când are el de trimis o postare sau ceva de genul ăsta. Deci nu e despre aceasta vorba. Aș vrea să mă refer la ce putem face noi în plan concret în societate cu privire la acest portal, în ghilimele, legislativ. Prin legi, spune Bertrand Lejeune, ca să fie legitimate, intră aceste inovații transumaniste în societate. Am să vă dau un exemplu. Când eram student la teologie la Iași, un coleg, în timp ce învăța la Noul Testament și citea Apocalipsa, a ajuns la capitolul 18, 13, paragraful 18. Acolo spune
Textul Apocalipsei așa, aici este înțelepciunea, cine are, apropo de discernământ, pricepere, zice, să înțeleagă că acest număr, zice, este număr de fiară. Și când citea el, spune acest coleg, ne-a uimit pe toți, ce o voce tainică din el îi spune nu de fiară sau nu al omului, nu de om, zice, nu de om, cum era textul, ci al omului. Și colegul, fiindcă era târziu, noaptea s-a culcat, a doua zi s-a dus la examen și peste câteva zile și-a amintit că a auzit o voce care a spus, e o greșeală în textul biblic. Și s-a dus la textul biblic, a deschis cartea și așa scria, că ce este număr de om în limba română. Și a zis el, înseamnă că a fost o înșelare. Dacă aici scrie de om și mie vocea mi-a zis al omului, înseamnă că vocea a greșit și textul e corect. Dar peste câteva zile, pentru că ceva din inima lui nu-i dă de pace, s-a dus și a luat un text mai vechi al Sfintei Scripturi, de la 1914. Și acolo scria la fel, cât este număr de om. A zis, e clar, m-a înșelat. S-a dus mai departe, pe la 1700 și ceva, la o altă Biblie, a lui Bob, și a văzut că scrie de om. Și s-a liniștit, s-a lămurit. Dar totuși ceva din inima lui spunea, nu e, ceva nu e regulă. Du-te la prima traducere a Sfintei Scripturi. S-a dus la prima traducere, care este, știți, Biblia veche, făcută după limba greacă. Și acolo, surpriză mare, nu scrie acolo că ce este numărul, este număr de om, ci spune așa, gar, aritmos, antropu, estin. Genitivul, este al omului. Este al omului. Surpriză mare. Deci, gândul sau glasul care i-a spus lui că e o greșeală în traducere, avea dreptate. Ce să facă acest student? A venit la facultate și a zis, oameni buni, vă spun ceva, zice, este o greșeală în Sfânta Scripturii. Cum? Unde au sărit noi acolo? Ce se întâmplă? Și l-a zis, uitați-vă aici, este o greșeală, așa, câtă greacă știam noi, așa. Pe mine m-a convins, a zis, mai e dreptate, e un genitiv clar, e o greșeală de traducere. Dar mai departe, ce s-a întâmplat? Cineva i-a zis, s-ar putea să fie o înșelare. Mergi la un episcop. Să vezi ce zice el. Caz concret, îl povestesc că l-am văzut acolo la Iași. Merge studentul la episcop și episcopul îi zice, eu nu mă pricep la limbi străine, limbi clasice, mergi la cineva care știe limbi clasice. Merge studentul la acela, îi pune față în față textul, îi arată versiunea grecească și profesorul zice, e adevărat. Așa este, textul este tradus greșit. Cum a fost cu putință, ca peste 400 de ani, aproape, sau câte secole sunt de atunci, acest text care vorbește despre Antichrist, despre sfârșit, despre numărul fiarei, să fie tradus greșit. Câte interpretări greșite s-au făcut pe tema acestui număr 666, care a fost atribuit lui Nero, altor împărați și așa mai departe, când de fapt nu este vorba de Nero sau de altcineva, ci acolo textul spune foarte clar în Septuaginta că este număr al omului în sensul că cel rău vrea să-l tragă pe om în numărul lui, adică în mulțimea, în masa celor care să aibă parte de focul cel veșnic. Aceasta este, spune colegul meu, tâlcuirea ascunsă din Apocalipsă și această tâlcuire, într-adevăr, ne-a lăsat perplexi atunci. A fost un moment la facultate, nu pot să-l uit, pentru că e ceva deosebit, un student care nu avea cunoștințe mari de greacă și de latină, să descopere așa ceva și nu de la el, ci din acea voce care i-a spus lui ceva. Pe vremea aceea, eu lucram în Parlament și consiliam parlamentari. De aici începe partea frumoasă. Cum să consiliez parlamentarii să facă legi cu discernământ? Și am avut doi parlamentari cu care am lucrat. Nu vă puteți imagina ce fel erau tratați parlamentarii mei când se duceau numai cu chestiuni creștine la serviciu. Deci toate legile creștine, nu exagerez, în perioada 2006
6-2011, veneau de la ei doi. Nu se știe, sunt lucruri în premieră. Primele chestiuni legate de actele cu CIF și mai departe, de unde credeți că au venit? Surpriză. Și toate celelalte, toate celelalte legate de, eu știu, căsătoriile acestea de astăzi, legate de mamele purtătoare de copii, mamele surogat, toate lucrurile anticreștine aveau nevoie să fie clarificate foarte bine în lege. Ei bine, când mergeau parlamentarii aceștia cu proiectele și cu propunerile de lege, acolo în Parlament, erau niște ciudați. De exemplu, un parlamentar a vorbit prima dată despre homeschooling. Cum adică să facă copilul școală acasă cu părintele său? Păi nu este el elevul absolut al profesorului absolut? Nu-l are în stăpânire învățătorul, educatoarea? Nu duce profesorul universitar până pe culmele înțelepciunii? Adică, de ce să nu stea copilul în școală de la 5 ani și până pe la 27, cum am stat eu? Că se întreba tatăl meu dacă două variante erau. Erau atunci așa. Eu am stat 16 ani în facultate. Știți de ce? Pentru că am citit că Aristotel a stat 18 ani la școala lui Platon. Și am zis, dacă vreau să fac ceva serios în filozofie, trebuie să stau mult. Mult. Între timp, s-a desfințat legea cu luatul în armată. Și atunci când am văzut că numai armata obligatorie, mi-am terminat și eu studiile. Și am zis, de astăzi, m-am eliberat, m-am lăsat la vatră. Așa a fost, lucrurile s-au combinat și au fost înspre binele și fericirea mea. Deci, ca să închid paranteza și să nu credeți că glumesc, chestiunea discernământului în materie de legislație este foarte, foarte, foarte complicată. Și dacă vreți, în plan concret, să faceți ceva, nu vă duceți la parlamentari. Că nu ei fac legile, ci la cei care îi ajută pe ei. Oamenii din rândul 2 sunt cei mai importanți oamenii parlamentari. Cei care sunt la birouri, cei care sunt în teritoriu, aceia sunt oamenii care preiau din teritoriu și aceia sunt cei care sunt, dacă veți, interfața. Concret, acolo trebuie să fie făcut ceva. Și așa, din experiența personală. A doua cale prin care transumanismul intră în societate este marketingul și brandingul. Astăzi suntem, cum spunea cineva, spălați pe creier de branduri. Și în general de brandurile. Martin Lindstrom spunea despre brandwash, suntem spălați de brandurile tehnologice. Iată, v-am spus că ochiul bionic te poate ajuta să vezi dincolo de peretele acela. Dar e mai mult decât atât. S-ar putea ca mâine, poimine, să fie și un creier de robot într-un corp de om. Și Bertrand Vergelin spune foarte clar, zice, transumanismul nu este atât de mult despre faptul că omul va deveni robot, ci despre faptul că roboții se vor umaniza. Și el este șocat de faptul că într-o țară arabă, un robot pe numele Sophie a primit buletin de țara respectivă, de Arabia Saudită. Și el spune, acolo în țara aceea, ca să primești buletin și naționalitate, este imposibil pentru un străin. Dar iată că un robot, care este și femeie, un paradox în lumea arabă, în ghilimele, un fir femeie, nu fi, Dumnezeu știe, poate e transgender, acest robot a primit automat cetățenie. Deci, vedeți, și prin branding, și prin comerț, prin toate cele, suntem livrați, ca să folosesc un termen așa, transumanismul. Și, în fine, mai este un mijloc prin care suntem făcuți ucenici ai transumanismului, este legat de controlul, supravegherea totală a populației. Bertrand Vergelis spune așa, în momentul în care asiguri, în ghilimele, securitatea mondială, atunci ai devenit stăpânul planetei. În momentul în care lași impresia că ții în mână problemele, în momentul acela oamenii sunt supuși, sunt tăcuți, sunt ucenicii tăi până la sfârșit. Această supraveghere totală este ceea ce ni se întâmplă, ați văzut foarte bine, de ani de zile. Și când spuneam acolo, într-o inițiativă parlamentară, că e deja prea mult, în 2006, unii râdeau. Și când le spuneam că vor veni și buletinele și pașapoartele cu chip, unii se amuzau.
Și când spuneau că vor veni vremurile în care oamenii vor fi implantați cu chip, iar spuneau că am niște probleme. Și acum sunt mii și mii și mii de oameni implantați în lume, zeci de mii și sute de mii de soldați care poartă microchipuri. Deci nu mai este nimic la trecut. Această, în ghilimele, prorocie s-a împlinit de mine. Transumanismul este, vedeți, în fața noastră. Chestiunea este, în cele din urmă, spune Bertrand Bergeli, ce faci cu omul acesta care pare deja captiv ideologiei transumanismului, cum îl stai? Și el spune că singura scăpare a acestui om Dumnezeu este întâlnirea lui în lăuntrul său cu Dumnezeu. Și în momentul în care îl duci acolo, în lăuntrul lui, și îl pui față în față cu Dumnezeu, l-ai scăpat. Pentru că l-ai scos din marea iluzie a transumanismului. Marea iluzie care, practic, impregnează lumea contemporană. Aceasta este, dacă vreți, o continuare a cele deschise mai devremeante. Și m-aș bucura dacă ați socotit transumanismul ca pe un fel de, hai să zicem așa, poluare. Poluare pe care nu mai putem lăsa așa fără consecință. Adică, din momentul în care vorbim despre aceasta, în acest moment trebuie să conștientizăm că el deja lucrează negativ împotriva noastră și a copiilor noștri. Eu, de un an jumătate de când am plecat din București, sunt tată. Am un copil de un an jumătate. Și din acel moment mi s-a schimbat complet perspectiva mea în societate. Dacă până atunci spuneam am niște datorii și am niște convingeri sau niște rețineri, din acel moment din care am devenit tată, nu mai am nicio reținere. Nu mai am nicio restricție în a spune ce e bine și ce e rău. Nu mai fac rabat de la nimic. Pentru că dacă nu ne implicăm în societate și dacă nu spunem răului rău și binelui bine, atunci noi vom fi toți elevi, clienți și așa mai departe ai transumanismului. Mulțumesc pentru atât. Mai facem ridicare sau presupunem? Cum vă simțiți? Continuăm? Da. Dacă... Așa, vă destindeți, nu plecați, nu? Foarte bine. Ne așteptăm de Părintele Anatol acum. Așa. Pentru că tot am vorbit despre psihologie, am putea să facem o paralelă sau o legătură, o conexiune între transumanism și narcisism. Cine dintre dumneavoastră știe ce la narcisism? Am avut o admirație excesivă. Definiția perfectă. Auto-admirație excesivă, spuneam. Cum vorbim? Iorghe Maria, dar nu am studiat psihologie, așa mi-a venit. Va veni foarte bine. Gândindu-mă la mitologie. Așa, am intrat în acest, da. Auto-admirație excesivă. Pericolul transumanismului este acela de a ne oferi iluzia că ne poate dota cu omniștiență, omnipotență și omniprezență. Vorbeam despre faptul că prin social media trăim sentimentul ăsta că putem fi conectați cu oricine de pe planetă. Ca și cum ființa noastră s-a extinde la nivel global. Este adevărat că acum putem scrie oriunde de pe planetă. Este adevărat lucrul ăsta. Omnipotența se referă la iluzia de a putea să realizăm orice. Iar o componentă a transumanismului este aceea de a ajunge să se consideră că într-o bună zi, cei ca noi, fiind bolnavi și având boli incurabile sau organe care nu se mai refac, să poată fi înlocuite cu organe sintetice. Industria protezelor a luat un avans enorm. Și în momentul ăsta pot fi înlocuite brațe care pot primi comandă mentală, neuronală, astfel încât să putem deplasa niște degete mecanice. Probabil că ați văzut. Mâna bionică, da? Dana reamintește de mai multe ori despre ochiul bionic care poate să ne facă, să ne doteze cu capacitatea de a vedea mult mai multe decât vede ochiul uman. Și scenariul tragicomic al transumanismului este acela în care, într-o zi,
Nu doar mașinile vor putea intra într-un garaj pentru reparații capitale, ci și oamenii. Ceea ce înseamnă că am putea trece într-o primă fază pentru un diagnostic astfel încât să se poată constata care este starea noastră de sănătate, după care să ni se facă o recomandare de cu piesele de schimb pe care le putem achiziționa dintr-un depozit specializat. Nu întâmplător, există de ceva timp industria celulelor STEM. Sunt acele celule din corp care au potențialitatea de a deveni orice alt țesut din corp. Și există astăzi un interes pronunțat cu foarte multe bugete alocate pentru a putea crea un laborator care produce un laborator organe. Astfel că atunci când unii dintre noi ajung să aibă nevoie de un transplant, să poată fi achiziționat dintr-o bancă de organe care nu sunt prelevate de la definiție umană, ci au fost crescute în laborator. Știți că în momentul ăsta există carne care este creată în laborator? Din molecule de proteine. Deja se întâmplă lucrul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că în 2019, fiind, suntem deja în viitor. Și că semnele transumanismului sunt mai mult decât prezente în jurul nostru. Vorbeam de omnipotență, omniprezență și omnisciență. Hai să vorbim un pic despre componenta de omnisciență a transumanismului. Deja de decenii, există cercetări și fonduri alocate pentru a putea conecta plăcuțe de siliciu cu terminații neuronale. Ce înseamnă asta? Înseamnă visul transumanist de a putea cupla capacitățile unui computer cu funcțiile creierului uman. Astfel încât la un moment dat să se ajungă, și acum sare etapele, la varianta pe care o vedeți în anumite filme, de a putea deschide o bucățică din cutia ucraineană, cum spunea de Beatrice, da? Și de a putea... Da. De a putea introduce echivalentul unor sticăre de memorie cu informații, cursuri, filme sau mai știu ce alte elemente informaționale direct în creierul care este deja mixt. Este uman și este computerizat în același timp. Se lucrează la această componentă. Și atunci, tot ceea ce numim noi școala astăzi, va fi complet revoluționat, spun ei. Copiii nu vor mai avea nevoie să meargă la școală ca să ascultă un profesor care le livrează niște informații, ci e suficient să primească prin poștă niște dispozitive electronice comandate online, astfel încât să se doteze cu informația necesară pentru a stăpâni un anumit domeniu. Vă imaginați că asta va transforma complet actul de cunoaștere, procesul de învățământ și va crea simetrii la nivelul vârstelor. Pentru că dacă cineva vrea să facă analiză matematică din clasa 5-a, nu va exista nicio opreliște din punctul ăsta de vedere. Atâta timp cât își face un upgrade al creierului, că a făcut să proceseze analiza matematică la 11 ani. Ce mai rămâne în altă societate? Ce mai este? Asta este o foarte bună întrebare. De fapt, componenta postumană sau postumanistă vizează faptul că omul va atinge o altă treaptă evolutivă în termenii lui Darwin, în care ce denumim noi astăzi oameni vor fi variante biologice sau versiuni biologice evolutive depășite, și că varianta postumanistă și transumanistă sunt apocaliptic, așa e? Oamenii vor fi un mix între componente biologice și componente electronice și sintetice. Cyborgi. Da. Ceea ce înseamnă că, în mare parte, lupta de face față suferinței... Mai caut că e calculatorul Florin și acum o să văd componente artificiale ce? Care vor deveni parte integrantă din structura noastră corporală. Și în momentul ăla va începe procesul de robotizare a ființei umane. De asta vorbim de postumanism. Nu va mai fi omul pe care îl știm astăzi. Și sentimentele unde vor rămâne. Știți că în Star Trek era acest personaj, Data. Și una din temele echipajului uman din jurul lui era să îl doteze cu sentiment astfel încât el să poată să râdă la glumele lor și să aibă empatie. Dar toate lucrurile astea se rezolvau printr-un modul care era introdus la un moment dat, astfel era scos. Pentru că
la un moment dat să facem un experiment cu el și îl dea prea mult și la orice mesaj, de exemplu. Adică aveam un modul care îi făcea să le exagera de mult. Cam astea sunt componentele care țin de un transumanist care minte ideea unui supraom, pentru că dotează cu omniprezență, să ai sentimentul că ești din acasă și în același timp conectat cu restul planetei, omnipotență, că poți orice, oricând, oricum, și omnisciență. Că dacă vrei să cunoști ceva, ești la doar două clicuri distanță de orice tip de cunoaștere. Și bineînțeles... Ei, și asta este o temă care este dezbătută și se vorbește despre clonarea identității digitale, de fapt. Și nu știu dacă aș putea să vă indic un film care a încercat să traducă ideea asta de curând. N-a fost neapărat foarte popular. Se numește Transcendence, Transcendența. Și este vorba despre un om de știință care suferă de boală incurabilă, știe că va muri, cercetează domeniul tehnologiilor și reușește să-și transfere identitatea într-un computer. Filmul a ieșit în 2014, dacă nu mă știu, și vreau să-l vedeți. Și acolo se pune problema în ce măsură poți reproduce arhitectura cerebrală și o poți transfera într-un computer versus partea de conștiință. Pentru că ce vedem în acest film este o dorință a personajului care își transferă conștiința și identitatea lui într-un computer până a se dezvolta, până la nivelul la care ajunge să se trănească cu puterea de a domina orice. Pentru că în sistemul în care el este transferat, un sistem de servere, nu mai există limite. Și atunci când nu există limite, nu mai ai discernământul de a spune stop. Și asta este un film avertisment în legătură cu ce înseamnă să transferi aparent cunoașterea neînsoțită de valori, de discernământ și de conștiință. Și, de fapt, prin transferul de identitate de server, înseamnă asigurarea nemuririi. Se discuta altfel, cum va fi omenirea... E un tip de imortalitate digitală, da. Da. Sigur că da. Mă numesc un psiholog de profesie. Bună seara. Și recunosc că trebuie să adresa umanism. E total nou. Eu știu de-a mea n-am văzut. Sunt un pic confuz. Apropo de ce spuneați, de când am văzut ochiul 2, există foarte multe studii în momentul actual și cercetări și aplicații din zona neurobiologiei care încearcă să persoane care își pătut antropunții. Vedere, simplificului, da? Vedere, simplificului și alte funcții pe care le-au avut de-a pierdut. Sunt create dispozitive care arată acele persoane să judecate pe funcția. Aceste dispozitive intră sub imperiul acestui transumanism sau când altceva? Vreau să-mi spune, da. Tot ce înseamnă domeniu... întrebarea a fost din perspectiva unui psiholog care are acces la studii în care, în momentul ăsta, există dispozitive care vin să compenseze eventuale tulburări neurologice. Da, există echivalentul unor proteze la nivelul redobândirii funcțiilor cerebrale, atunci când un traumatism s-a pierdut. Și întrebarea domnului este în ce măsură putem încadra tipul ăsta de contribuție tehnologică la curentul transumanist. Dumneavoastră știți că orice asemenea fenomen de anvergură ajunge la noi sub forma unui cal troian. Se prezintă sub forma unui dar și avem tendința să apreciem faptul că am primit acest dar neașteptat. Foarte puțină lume a înțeles la început că avea acces la internet nu înseamnă doar că tu accesezi informații despre lume, ci și că autorități specializate pot avea acces oricând la ceea ce tu ai pe calculator și eventual în casă. Este genul de cal troian pe care și accesarea internetului l-a permis la un moment dat. Ei, sigur că un asemenea curent se poate vinde prin beneficii imediate pe care un bolnav, care trece prin traumatism, le poate resimți prin faptul că și redobândește niște funcții. Dar este doar o primă componentă și este componenta de cal troian, putem să o vedem. La un moment dat, oamenii care accesează asemenea dispozitive ajung să fie dependenți de asemenea dispozitive. Ele pot necesita întreținere, pot trece prin upgrade-uri, prin îmbunătățiri și atunci dacă vrei să-ți menții funcția, e nevoie să te abonezi la aceste servicii de îmbunătățire. Și în momentul ăla, de fapt, este clar că te bucuri de beneficiu
Dar trebuie cum e funcția, dar devii și dependent de furnizori de tehnologie care îți asigură acele îmbunătățiri. Și în momentul ăla, cum te poți numi? Redobândești niște funcții cu un preț. Cum se cheamă persoana care plătește un serviciu? Clientul. Clientul cui? Te rog. Ochelarul. Se face sfatul de transformare. Acum, telescopul este o expresie a transumanismului sau microscopul? Eu nu mă prim cu telescopul pe ori, toată ziua. Da. Dar după cum ați descris dumneavoastră aceste cipuri, ochelarii se încadrează? În momentul ăsta, ochelarii sunt ușor de substituit prin lentile care se aplică direct pe cornee. Știți lucrul ăsta, da? Da. Și oamenii care au fost etichetați toată viața drept ochelariști scapă de această stigma prin faptul că au o lentilă care aplicată pe cornee salvează de ideea de a purta ceva pe nas. Știți asta? Doar că asta presupune ca și cost de disconfort de a ți le instala și de a le spate atunci la ea. Ar fi exagerat să ne gândim să considerăm că toate aceste îmbunătățiri cu beneficii reale sunt marca unui curent. De fapt, ce putem încadra la nivelul acestor contribuții tehnologice în acest curent transumanist sunt acele contribuții care zilnic ajung să-ți fure din libertate, din capacitatea de discernământ și îți fură posibilitatea de a spune într-o zi stop. În momentul ăla putem să spunem că avem de-a face cu contribuții tehnologice care vin cu un cost foarte mare și anume pierderea libertății, de exemplu. Sau un cost mai mare decât cel pe care îți permis să-l plătești. Material sau imaterial, simbolic. Și în momentul ăla putem să spunem că ține mai degrabă din asemenea curent. Dar să nu ne grăbim să încadrăm toate contribuțiile pe care ducem într-un curent acest transumanism. Și aici e nevoie de discernământ. Și eu mulțumesc. Deși cred că probabil ați văzut. Noi o să vă provocăm doar cu o emisiune garantat 100% demența digitală. Nu știu dacă ați văzut. Ați văzut-o careva? Demența digitală, veți vedea cine este neurologul german care a fost invitat la această emisiune și chiar dacă nu vom viziona integral, totuși cred eu dumneavoastră veți putea găsi și probabil veți putea să analizați în liniște tot ceea ce spune acest profesor neurolog german de la Universitatea 1 din Germania. Da. Ai un jack cu care se duce în Da. Stați un pic. Invitatul nostru din seara a fost născut în 1958. Este psihiatru, psiholog, cercetător în neuroștiință. Este directorul medical al Spitalului Universitar de Psihiatrie de la Ulm, în Germania. A prezentat la Universitatea din Heidelberg, la Harvard, la Universitatea de Washington. Este autorul unei cărți care s-a bucurat de mare impact încă de la 14. Cartea poartă titlul Demența digitală. E prezent în România la conferințele Bazați, ocazie cu care le mulțumesc organizatorilor acestui eveniment pentru mijlocirea acestei întâlniri în exclusivitate cu sponsorul public de televiziune. Doamnelor și domnilor, de monolog se spune în bune, în partea mea 100%, psihiatrului și psihologului, profesor doctor Manfred Spitzer. Profesor Spitzer, hello, thank you for accepting my invitation. Oh, sure. Thank you. You are familiar. You used to work, you used to explore deep inside the human mind. So you are familiar with the amateur. So welcome deep inside the basement of the Romanian pathology. Good. Let us begin with a clear, clinical definition of what dementia means. Well, dementia is a descriptive term and simply means mental. Se vede scris în spate? D means down, mens means mind. So it's mental decline. It's not the same as certain diseases that cause it. So there are causes like, you know, old age. Brain cells die,
and there are infarctions, you know, the blood vessels, and then you get also brain cells dead, or you get Alzheimer's. The famous form of dementia, which is basically when you have degeneration and also neurons die. But these are causes of dementia. Dementia itself is a descriptive term, and the most important thing that it's mostly forgotten is simple, and in a mountainous country, you probably needn't say it, but for every decline, the higher you start, the longer it takes to get down, which is why if your brain gets really up and running by using them a lot in childhood and youth, then it's really helpful, because we do know that the best protective factor of dementia is your education. The more educated that you are, the later you get your dementia, and if you're really educated, you get it at 150, so you die before that. Okay, digital dementia, the title of your book, is that a sort of a metaphor? What do you really mean that literally, clinically? Well, I've you know, asked this question quite often, and in a sense, I do mean it. I don't claim I have discovered a new cause of dementia and that there's another bug or another process. But my point is a very simple one. If you don't educate your brain really high in the first 2 or 2.5 decades of life, and then you decline, so you're up here and you decline because something happens with your brain, then you're right down there. So it is a form of mental decline that's caused by overuse of digital media in young age. Actually, the term is not my term. It was invented by Korean doctors who described, well, middle-aged men who played too much around with the digital stuff and who suffered from memory loss and depression and the lack of concentration and everything we know happened when you use this stuff. But I mean it, not quite as the Korean, but I mean it more precise to denote the fact that if you don't get a good education at early age, and I mean a very general way of educating your mind, music, sports, theater, doing things with your hand, languages, I mean everything, okay? The more educated your brain gets in this way, the more you are protected against early mental decline, which is dementia. Professor, what specifically from the digital world can produce such a consistent damage on the human brain? I think the most simple way of phrasing this is digital information technology takes away mental effort. I mean, these are tools that we use to do, well, mental stuff. We want to find our way around. We used to do this with our hippocampus. Now we look at the smartphone. We need to do calculations. Now we need to do this with a calculator or even also with a smartphone. So, and whenever you outsource mental activity to this, okay, it's like outsourcing power to a machine that does it for you. It doesn't train your muscles. And we know that, so we go to the gym and exercise our muscles because we know they waste away if we don't use them. It's the same with our brains. If we don't use them, they're not very well trained. And, but even more important point is this, that during brain development, the brain really needs training to get it its full potential. So when we interfere with brain development, and digital media at young age, they interfere strongly with brain development, then we must know that this has dangers later on. And in my view, we need this technological risk assessment that just has not been done. For example, I mean, in the most prominent cases for smartphone, I mean, this thing really is, it's like a Swiss Army knife for the 21st century, for the information age. We carry it with ourselves. We use it, I mean, tons of time. The young people use it in South Korea 5.4 hours on average a day. And I think the Germans use it. If you ask people, they say 2 hours. If you measure it, it's 6 hours. So whenever you measure it, you find a huge amount of the digital media use, particularly smartphone use. And there's never been a risk assessment. And I think we must take this very seriously. I'll give you an example with the muscles. That happened half an hour ago.
one of my colleagues, which is one of my cameramen, said, who's this person coming to the show? And I said, he's a neuroscientist, he's a psychiatrist. He deals with digital dementia. And he said, what's that? And I said, well, the overuse of terminals, of gadgets, of virtual reality. And he said, wow, good, I'm safe. And I said, why? Because I bought for my kids an Xbox, not a PlayStation. And with the Xbox, you can do movement. You can play tennis. Mm-hmm. You can run, so you can train your muscles. Is he safe? No. The notes are two counts. First, they have been shown that even regarding muscles, these virtual training stations that the VE was the first, and so there have been studies on this. And the bottom line is, real exercise is better. When they had Pokemon Go last year, okay, that there were immediate studies out showing that, well, the whole USA, if you do the math, will go to the moon and back 148 times next year, but the explosion of the sports, that we will all be safe and we'll live longer, etc., etc. Well, the studies showed that the effect of Pokemon Go on your locomotion and your increased movements lasts for about 5 weeks, and then it's faded away to zero again, and then you drive your car and get at the Pokemons, you shoot them from your car, which is why you get more accidents. And you had more pedestrian accidents because people not looking, but only looking at their phones, etc. And this, there's been research on this to quite an extent. So it didn't do any good, it did bad. And the second count is that the more you spend time with the PlayStation, well, the less you spend time reading books, playing music, being outside. And this is the weakest argument, but it's the same time the strongest, because if the digital time spending kind of, lets everything else become unimportant, mm-hmm. Well, then our kids no longer spend time in a way that's good for them. And this is my point. We'll get to the kids. The essence of digital dementia are the new universal languages and gadgets, or the advance of technology in itself? Well, sure. I carry this thing. Yeah. And I spend a lot of time at a computer. In fact, as a scientist, as a doctor, there's no way to do your job without computers. Right. I mean, that's for sure. But again, for me, even this, I don't play with this at all. And I hardly do anything else but getting email or answering the phone or doing a phone call. And not so often, I must say. And I often go offline because this is distraction. Mm-hmm. In fact, has been shown only recently. If I just put this here, your and my IQ goes down. Even if it's not ringing, because you constantly not check it now, okay? So you have to have a little mental effort not to have a look at it. And this mental effort is measurable, and it's a way, and it was shown that so your thought processes go on, even IQ tests give you a lower IQ. So we know that this is not good for our mental capability. And I'm saying this, yes, as a tool, it's great. But again, is it that we should give our kids these tools to spend their leisure time? I think this is the dangerous thing, and we must not do this. What is the precise impact on the human mind as long as we live, literally, in a world of screens? Screen, even you and I, yeah. We are now on a screen for our views. Yes. Well, there are many effects. It just depends upon, of course, what you're doing. The general effect is that we all know, well, on a screen, information is fleeting. So, and it could be, well, somebody just telling us rubbish on the screen. It might be good. So if you ask Californian students, for example, what do you want for your course materials? Screens, reading from a screen or reading from a book? 85% say we want to read from a book, because then we are sure, hey, somebody has spent a lot of effort into this, when it was edited, it was copy edited, then somebody invested money to print it. When we have it on a screen, well, it may just any
any nut person putting anything on the screen. And this is proven, and so we take this much more seriously, and if you learn from a book, you actually learn more. And they are quite right. It has been shown in studies that if you read from a screen, you tend to skim the text and you click, etc. And if you read from a book, you do what's now called deep reading. That is, you read and you think about it. It used to be called reading. You know? Now people click and don't think much. Yeah, so you have to have a new word for reading and thinking, which is called deep reading. It's just called reading. But reading and clicking is not so good, not as good as just reading. And books, you can do just reading, which is why they are better. It's as simple as that. I know that this is a vast topic, but yes, what happens to children in the visual new world? Well, that depends upon the age. A recent study from Germany of about 7,000 children done by pediatricians has found that if mothers, when they are nursing their one-year-old baby, look at their smartphone at the same time, there will be more sleeping problems with the baby because the baby wants the attention of the mother. And if the mother doesn't turn to the baby she's nursing, the baby will notice the mother is not attending to me. So will you take that as a serious study? This is a very serious study. So, again, doctors found a correlation between mothers using their smartphone and mothers saying we have a problem with the sleep of our babies. Okay? Then mothers will give this out for their 2 to 4 year olds in Germany, 70% more than half an hour a day. And the more they do this, the more there are language developmental problems. Because we also know from very good science that young kids, they cannot learn any language from this. Once you know a big language, if you are 5 or 6 or 7, you can pick up other English, for example, a bit from this, but only a bit. But to learn your mother tongue, this is really not good. You don't learn anything regarding your mother tongue from this. So we have language developmental problems the more 2 to 3, 4 year olds use this. With the 7 to 9 year olds, you get more attention problems when they use this a lot, because this basically is a distraction. And when you are young, the one thing you need to learn, and this is not just brain development, you need to learn, it's focusing. You focus on this, and you don't want to be distracted by this and this and this and this. And when you often deal with this, or even do a lot of gaming with, here comes somebody, here comes the other, enemy to blow you off, etc. So you need, in order to do the games well, yes, you train your attention in the direction of more attention disorder because you want to focus not on this, but on every... The whole picture. So you get more attention problems with this, and that's been shown. I mean, it's not my opinion. It has been shown in the scientific literature. And when people are about 13, the more they use this, the more they feel they are no longer in control of their lives because this has taken over. You get 200 messages saying, I'm eating gummy bears, or what do you think? Okay, I'm on the toilet, what do you think? And then all these non-messages. And it goes with us in the toilet as well? Oh, yes, yes. And you have to respond within 3 minutes, otherwise you get the next. Hey, what's wrong with you? You have to answer. And this is a big distraction, and even young people notice this. A big German study, they studied 8 to 12 year old kids. About 50% said this is a distraction, and about 25% said this is really terrible. I can no longer concentrate because of this. Mm-hmm. So even if asking 8 to 12 year olds, they complain basically that this is not so good for their lives. Sometimes the old model of education is teaching under fear. Okay, yes. In school and at home as well. Yes. Is that better than digital literacy? No, I think teaching with fear, that's a good reason. In fact, it has been researched in the last 10 years a lot. So yes, I mean, we have a system in our brain, basically, that lets us avoid everything that's bad for us. So you put your hand on a hot plate, you don't have to train yourself not to do this. You do it once, ouch, and that was that. Okay? Then we have a system that works about like this. Hey, this was important, and if you do this again, you will be
maybe damage yourselves, so you must avoid this. And for this type of learning, we have the system, but this system has a downside. Whatever you learn under the impression of fear or danger, you learn, but you attach the feeling, the danger mark, so to speak, to it. So once you learn something with fear, you reactivate the fear, and we have shown this, other groups have shown this as well, when you recall the content. Now we do know what fear does to the brain operation mode. It makes us really focused, and it makes us not think of many other things. I mean, if you are really endangered by the saber-toothed tiger, you don't lean back and start to be creative. Those who did are no longer with us, okay? So fear is something that makes you very focused, very accurate, but not creative. But you know, we teach our kids all our wisdom in order to make them creative problem solvers of all the many problems they will have 20 years from now. And if we take this idea seriously, we must not use fear in school, because then we have, in teaching with fear, we have already ruined their creativity 20 years from now, when they will use their acquired knowledge. So we must not do this. What would you answer to a parent watching us right now and saying something like this? I don't use fear in the education of my kid. I use pressure. Being a father of six, yes. I do know that, you know, sometimes you have, come on, try again, try a little more. Particularly when it comes to musical instruments, for example. But, you know, I have a friend who really pressured his son to do the violin, until the son vomited onto the violin. And then the family realized it probably is not the best for the kid, and so they stopped this. And I mean, you must not let it go that far. So, but you know, little downs, you can kind of carry through. But if the kid really doesn't like it, he or she doesn't like it. And with my kids, some picked up many instruments, some didn't pick up instruments, they did other things. So as long as you give them a lot of things, they will do a lot of things, and this is good for child development. One might say, hearing you, one might say that you are worse than a conservative or a fierce traditionalist. The conspiracy theory fans, any of the religious fundamentalists, can easily use your saying and turn them into their own discourse. I presume you thought about that. Well, I didn't even. Well, I did think about that, and I realized that this is possible because I saw this happening. I think you have to realize that when I write my books, I back everything I'm saying up with scientific literature. And I must say, the opposite side, saying, well, it's all bright and it's all good, show me the studies. That's my response to them. And in fact, I deal with these things, you know, as a scientist, the most interesting thing for what you're doing is, what's the counter evidence? You always want to know the counter evidence. Yeah. In fact, from a philosophy of science perspective, since Karl Popper, falsification is everything. So I want to know, most importantly as a scientist, am I wrong? Okay? And I'm most interested in studying it, say I'm wrong. And I looked at some of them, or quite a few of those who said I'm wrong. And whenever I looked, it didn't really hold up to a critical evaluation of what it was about. For example, there are studies showing that if you learn geography with a computer or watch a movie, and then you do a test in geography, well, you're better if you learn geography with a computer than if you watch a video, okay? That doesn't show anything about learning with computers. It shows you that when you learn, well, with or without a computer, but you have these studies, and then they conclude computers are great for learning. But of course, this doesn't follow from the study. And there's so much bad science out there claiming, hey, computers are good. And if you look at the good studies, and I'm saying this in full consciousness of what I'm saying here, if you look at the good studies, there's not a single one showing that computers in schools do any good. And there were a lot of studies showing they harm kids' learning.
This is important to know. Teachers must know, parents should know, and politicians should know. In Germany, we are about to spend 5 billion euros to have computers in every classroom and the internet in every classroom. This is a recipe for making German kids less bright and learn less by about 20% at least. We see this as civilization, as progress. Well, this is sold to us as civilization, as progress. I mean, you must not forget that the richest companies on earth are digital companies, and they want to sell their stuff. They want to turn you into the product that they can sell. They want to hook you on Facebook and on Twitter and on YouTube. So the world watches 1 billion hours of YouTube a day, and the YouTube recommendation algorithm that recommends the next video, which happens about 80% of the time all YouTube videos are used, that algorithm is known to generate recommendations that are slightly bit more radical than the original one. And then again, more radical. So you start with vegetarian, you end up with vegan. Yes. You start with jogging, you end up with ultra marathon. Right. And in politics, you start with the middle, and then you end up to the far left and far right. So this was a front page newscast in the New York Times at March 8th. And the line basically said, YouTube, the great radicalizer. And this must be taken seriously, because again, I mean, the business model of these big companies is that they use machines that work like brains. Their computers don't work like your tablet or like a PC, but they simulate brains. So these computers can learn for themselves, for example, how to play Go, and then outperform the world master, okay? So their machines basically show that it's possible with the proper input to get the proper output and even better than a human being would. But I mean, let's think about this. Kids have brains and they get programmed just as their big computers. So whatever we give to kids to digest mentally will change their brains accordingly. So if we give 1 billion hours of more radical videos than the people choose by themselves to billions of people, this is going to radicalize billions of people. And this is the price we pay for YouTube being for nothing. Because they want to sell us ads, which is why they want to stay us in front of the screen, which is why they put ever more radical content on it. So as long as we're not paying anything for YouTube, we'll get more radical videos. Is this a good thing? I doubt it. Professor Spitzer, I will come back to... We had a conversation over here before your arrival. Yes. And the same cameraman said, come on, don't talk to me like that. Don't sell me nonsense. How can I stop my kids watching the computer, using the smartphone, being digitally civilized? Because if I stop that, my kids will be like persons with disability. They will not be in the contemporary society. They will not be part of the people living in civilized conditions as everybody does. How will you answer that? Oh, there are many answers. First, you should think of the risks and side effects of this technology. We haven't talked about this. It's not just learning detriment, not just more attention problems, a lower grade at school. It is also depression. The more hours American girls spend. Let me know. So. Foarte interesant, știți cine mi-a sugerat această emisiune? Duhovnicul meu, tocmai m-a spovedit și mi-a zis, uite, să le pui studenților și cred că e foarte interesant, nu? Este extraordinar și este chiar în spiritul celor discutate de noi până acum. Mai să-l puteți găsi pe YouTube, deci a spus că e gratis, așa, însă este extraordinar. Deci că vedem și mai ales noi ca părinți, ca profesori, mă bucur tare mult că în sfârșit vedem un om de știință, pentru că acum știți, cea mai mare preocupare a Ministerului Educației este să introducă totul pe calculator, să fie... Și ați văzut că un om serios, cercetător, psihiatru, neurolog și așa mai departe, este profesor la Universitatea din Ulm, ce a putut să spună. Adică
Deci dacă nu vom mai avea răgazul, mai să-l găsiți. Demența digitală. Este extraordinar materialul. Și este și... Acum întrerupem pentru că l-avem pe părintele Anatol. Înțeleg că este la telefon deja, da? Da, da. Bună seara, părinte, te ascultăm. Bună seara, doamna Șupe. Imediat, nu vreau să mă stai. Stai să-i cupăr la cupul ceva. Domnul profesor, când am venit, Din a lui prefer teologii morale, cel de fapt cenicul lui Olivier Clément, când domnul Olivier Clément a plecat la pensie și la ceva ca cetrat, este într-o familie ortodoxă și este un iubitor de înțelepciune. A făcut studii de filozofie și vedeți acum la un colegiu, la un institut de științe politice, unul dintre cele mai reputate școli de diplomatie și politică în Franța. A publicat mai mult de 20 cărți. Cărțile lui sunt, putem să le spun, să le clasificăm așa în trei mari domenii. Primul, popularizarea filozofiei clasice. Filozofia greacă, filozofia modernă, începând la Aristotel, Platon, Kant, Hegel, Pascal. Al doilea domeniu este programatizarea și o meditare asupra condiției omului contemporan, lumea de astăzi. Și al treilea domeniu este popularizarea înțelepciunii părinților și a spiritului ortodox. Pentru mine, personal, profesorul Bertrand este cineva care trăiește filozofia, ca filozofia ca înțelepciune de viață, ca un mod de a fi. Și dacă ați citit din cărțile lui, vedeți că este orator, este un filosof, un gânditor care gândește, care naște ideea. Și observați că chiar și cărțile lui sunt așa într-o manieră orală. Eu l-aș compara cumva cu Petre Țuțea din cultura română. Undeva s-a apropiat de Nicolae Ștanța. Eu am întâlnit puțini gânditori sau oameni care sunt capabili să transmită regionația creștină pentru omul contemporan. Și el cunoaște foarte bine cultura occidentală, filozofia. Și este foarte agil, a folosit toată înțelepciunea occidentală pentru a transmite acest misterul revelației creștine. Deci discursul lui este despre cultură, filozofie, spre revelație, spre mister, spre transcendent. Eu l-aș considera ca un fel de apologet contemporan a creștinismului pentru lumea de azi, pentru Occident în special.
Părinte, Părinte Anatol, mă auzi? Da. Am dorit să ne mai spui cum este perceput Bertrand Vergely de către intelectualii francezi contemporani și de către studenții voștri. Deci problema e mai complexă. Deci trebuie să înțelegem că Franța e un context diferit de cel de România sau de Europa. Într-adevăr, gândirea creștină și statul sau cultura sunt într-o oarecare separare. Și nu este ușor ca să fii acceptat în mediul intelectual și cultural, ca creștin. Și domnul profesor este unul dintre cei care reușește să aibă contact și să fie ascultat în mediul filosofilor sau în mediul franceze. Acum câteva ani, în 2015, un profesor a avut conferință la Academia de Științe Politice. Dacă aveți posibilitatea, o găsiți pe internet, este o intervenție foarte apreciată și trebuie să vă dați seama de calitatea discursului intelectual. Și cum am zis la început, noi vedeți la Institutul de Științe Politice, care e o școală mai reputată din Franța. Deci, mesajul lui, capacitatea lui de a sintetiza și de a explica înțelepciunea creștină prin intermediul gândirii occidentale este desfacată. Despre studenți. Studenții religiosi, în mare parte, însă pentru unii este dificil să înțeleagă, și cu să înțeleagă limbajul lui filosofic care îl folosește. Din păcate, noi, ca ortodoxi, nu avem cultura asta a lecturii filozofice, care este foarte cultivată aici în Occident. Și de multe ori este dificil să înțelegi un discurs filozofic sau chiar teologic a unui profesor sau unui ținut intelectual. Dar studenții înțeleg este cineva deosebit pentru că la cursurile lui, el încearcă să mediteze împreună cu ceilalți. El este un fel de Socrate, spuneam, care prin dialog face ca ideea să prindă viață. Da. Părinte Anatol, îți mulțumim foarte mult și am dorit să-i transmiți domnului profesor Bertrand Vergely că în seara aceasta la București, alături de părintele Gheorghe Holbea de la Teologie, alături de Adrian și de toți cei care sunt de față, am încercat să-l introducem așa cu ghilimele în cultura și teologia contemporană și ne-am bucurat de cărțile sale așa într-o primă răsfoire, cu gândul ca într-o bună zi să-l avem și tradus în limba română. Îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Îți urăm de asemenea un post cu bucurii și să ne regăsim bucuroși. Doamne ajută! Da, mulțumesc! Doamne ajută! Post cu bucurii și bucur și tot anviat! Adevărat anviat! Bun.
un scurt cuvânt despre Părintele Anatol, dacă o să vă trimiteți copiii la Sfântul Serghie sau frații sau studenții de la teologie, Părinte, să știți că Părintele Anatol preda acolo agiologia. Este știința sfințeniei, despre sfinți, știința scrierii de texte sfinte. Acum, cred că 15 ani, am auzit prima dată de la el că există și decanonizare, nu numai canonizare. Ai urcat pe cineva în calendar și ai constatat că sunt probleme? Nu e nimic bătut în cuie. Îl dai jos? Nu, asta a fost... Decanonizez, a fost o problemă la ruși. La ruși, da. Pentru că s-a descoperit, ei au canonizat cam așa, că ei sunt imperiali. Da. Și când canonizează așa. Pentru că unii de la noi chiar sunt domnule, dar ruși au canonizat atâția și noi nu. Și după aceea au descoperit că unii au fost colaboratori sau ce au fost ei și au zis, domnule, hai să-i decanonizăm. O chestia asta arată altceva, nu bagatelizăm. Adică mai bine îi avem Sfinții Nevlavie, dar decanonizarea asta e cam neortodoxă, după părerea mea, și ține din imperialism. Imperialismul, hai să-i facem pe toți și așa mai departe. Nu zic că, da, păi totul este balșoia acolo, dar noi, mă rog, și noi ar trebui să mai canonizăm și avem foarte mulți sfinți pe care deja noi îi venerăm în cultul nostru. Dar cred eu că uneori decât să ajunge la decanonizări, să descoperim, nu știu cine a făcut așa, mai bine mai cu minți. Da, vă rog. Aș mai spune un singur cuvânt. Vă mulțumesc, aici este Bertrand Vergeli. Ce să vă spun, are biblioteca de 10.000 de volume și mai puțin contează numărul și abilitatea de a le citi și de a le cunoaște pe dinăuntru. Părintele Anatol face acolo o teză de doctorat despre taina aceasta a plecării Duhului Sfânt. Este o combinație între învățătura Sfântului Siloan Antonitu și a iubii său duhovnicesc. Da. Așa se face că a ajuns într-un timp foarte scurt, este basarabean, după cum v-ați dat seama. Mi-a fost coleg de cameră și mi-a fost coleg de cameră, are trei facultăți, mulți ani de studii, m-am bătut la capitolul ani de studii și la multe altele. Și a avut o viață cu totul și de extraordinară, este un orfan, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu cu cei care n-au mamă și tată. În viața lor, Maica Domnului și Sfinții sunt mult mai prezenți. Așa se face că acum vreo 15 ani eram într-un troleu în Chișinău, într-un troleibus și am zis că vreau să ajung la Paris într-o zi. Și am zis, bravo, hai să te învăț câteva propoziții. Pentru că el știa mai bine rusa decât franceza. Și așa a început, ca să zic așa, scurta noastră educație francofonă. Dar iată că peste ani și ani, Anatol a ajuns la Paris și acolo a fost preoțit de Părintele Anatol de puțină vreme. Pentru noi este omul de legătură cu Bertrand Vergeli. Dacă Părinte socotiți că într-o bună zi doriți să-l invitați la Facultatea de Teologie, prin intermediul Părintele Anatol sau direct, vom lua legătura cu el și ar fi o mare bucurie să-l avem în direct între noi. Venim și aici, la... Și aici, la centrul nostru și poate și în oraș, pentru că este într-adevăr un om care are, cum v-am spus, bucuria Sfintei Împărtășanii și a Învierii permanent la inima lui, la purtător. Eu vă mulțumesc frumos și încă o dată a fost o mare plăcere să vă văd, să vă revăd. Vă urez Hristos în Via, bineînțeles. Mulțumim mult lui Daniel Mazidru și de asemenea domnului Adrian și părintele Anatol. Mulțumim lui Claudiu. Claudiu este de fapt cel care este în spatele acestor serii, care zic eu că sunt deosebite până la urmă. Aș vrea să închei cu ceea ce ne spune părintele Jean Boboc, tot în Franța. El cunoaște mai bine, mă rog, trec peste, are o expresie care e foarte religia globalizării, transumanismul, așa o numește, și spune utopia antichristică a umanității,
augmentate prin nanotehnologie, internet, manipulare genetică și așa mai departe. Care va fi și este rezultatul prefacerii transumaniste a omului? Oamenii vor putea în sfârșit să devină ei înșiși supereroi păgânismului, cu care au fost ademeniți programatic prin subcultura pop a timpului recent și mergând înapoi până la origine clasice și preclasice ale superomului zeu fără Dumnezeu, pierzându-și pe această cale largă până și umanitatea fizică și psihoemoțională și puțină libertate rămasă între cei patru pereți ai craniului său, cum spune Orwell. Arhitecția acestui sistem de organizare și control al omenirii vor controlul desăvârșit asupra acestor neoameni vasifabricați, pentru că toate câte se fac, se fac ca să le slujească stăpânilor din umbră și toate vor fi conectate la tehnorețea universală aflată sub stăpânirea unui hiperalgoritm mașină cu inteligența artificială în Dumnezeu digital. Nu mai insistăm. Cred eu că această întâlnire a stârnit curiozitatea. Probabil că pe YouTube veți căuta și demența digitală. Și cărțile, da, bineînțeles, cărțile lui Bertrand. Noi vă mulțumim pentru răbdare. Sper că a fost folositor pentru toți. Mă întrebau unii, domnule, dar cum te-ai găsit acum chiar la începutul postului mare să pui o asemenea temă și cu transumanismul? Cred că e foarte important. Și de asta am pus înainte, v-am spus, discernământul duhovnicesc, pentru că trebuie mai întâi să vedem ce ni se întâmplă astăzi. Pentru că toate patimile pe care noi le citim la Sfinții Părinți, astăzi, prin tehnologie, sunt pur și simplu amplificate. Amplificate la nu știu cât. Și cred că aici este problema. Noi vă mulțumim, vă îmbrățișăm și Dumnezeu să ne dăruiască un post binecuvântat și să ajungem la Sfânta Înviere, într-adevăr, pregătiți pentru a gusta lumina lui Hristos. Doamne ajută! Facem rugăciune. Acum, dacă putem cânta, bine, sunt adevărat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tu vine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cucernice Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne ajută.